8. În aceeași după amiază, de vreme, mama lui Paul Medwig veni să-l vadă pe Ned Beaumont. El o îmbrățișă și o sărută pe amândoi obrajii, până când ea îl împinse cu falsă severitate. Încetează! Ești mai rău decât câinele Airedale pe care l-avea Paul, îi spuse ea, în timp ce el o ajuta să scoată haina de lutru. Dar sunt pe jumătate Airedale, din partea tatii. După ce își netezi haina neagră, ea se așeză pe pat. Puse haina pe spătarul scaunului și rămase în fața ei, cu picioarele depărtate, cu mâinile în buzunarele halatului de baie. Ea îl studie cu critic și spuse, nu arăți prea rău, dar nici prea bine. Cum te simți? Strașnic. Am mai rămas pe aici din pricina infirmierelor. Nu m-aș mira prea tare. Și nu te mai uita la mine ca prostul. Mă enervezi. Stai jos. Și arătă patul. Se așeză lângă ea. Paul crede că ai făcut ceva măreț și nobil. Dar să nu-mi spui că dacă te-ai fi purtat cum se cade, ai fi dat vreodată de asemenea bucluc. Vai, mamă, începu să spună Ned. Ea îl întrerupse. Ochii albaștri, la fel de tineri ca ai fiului ei, îl sfredăriră pe Ned. Ascultă, Ned, nu Paul l-a omorât pe nepricopsitul ăla, nu-i așa? Surprins, Ned deschise ochii și gura mare. Nu. Nici eu n-am crezut, spuse bătrâna. A fost întotdeauna un băiat așa de bun, dar am auzit că umblă niște zvonuri murdare. Doar Dumnezeu știe ce se petrece în politica asta. Eu una n-am idee. Ned îi privea fața osoasă, uluit și amuzat în același timp. Ei, da, holbează-te la mine, zise ea. Dar n-am cum să știu ce puneți la cale voi, bărbații, sau ce faceți fără să vă gândiți nicio clipă. E mult, chiar înainte de a te naște tu, de când am renunțat să mai încerc să aflu. Ești grozavă, mamă, îi spuse el admirativ, mângâindu-i umerii. Ea se trase în lături, fixându-l din nou cu ochi severi și pătrunzători. Mi-ai spune dacă l-ar fi ucis el? Întrebă ea. Făcu semn că nu. Atunci, de unde să știu că n-am făcut-o? Ned izbucni în râs. Pentru că, explică el, dacă ar fi făcut-o, tot n-a spune. Dar când m-a întrebat dacă îți spun adevărul, ți-aș răspunde da. Veselia din ochi și glasii dispăru. N-a făcut-o el, mamă. Îi zâmbi cu buzele strânse. Ar fi bine dacă cineva din oraș, în afară de mine, ar crede că n-a făcut-o. Și ar fi cu atât mai frumos dacă acel cineva ar fi mama lui. 9. La o oră după plecarea doamnei Medwig, Ned Beaumont primi un pachet în care erau 4 cărți și cartea de vizită a domnișoarei Janet Harry. Tocmai îi scria câteva rânduri de mulțumire când sosi Jack. Cred că am găsit ceva, cu toate că nu știu dacă o să-ți convină, zise Jack, aprinzându-și o țigară. Ned Beaumont se uită gânditor la tânărul Fercheș și-și mângâie mustața stângă cu arătătorul. Dacă e ceea ce ți-am cerut să afli, îmi convine foarte mult, răspunse el pe un ton obișnuit, ca al lui Jack. Stai jos și povestește-mi. Jack se așeză cu grijă, picior peste picior, își puse pălăria pe jos și se uită de la țigare la Ned. S-ar părea că chestiile alea sunt scrise de fata lui Medwig. Ned făcu ochii mari, dar numai pentru o clipă. Fața își mai pierdu din culoare, iar respirația îi deveni neregulată. Glasul rămase același. Ce te face să crezi asta? Jack scoase dintr-un buzunar 2 foi de hârtie de aceeași mărime și calitate, împăturite la fel. Le dădu lui Ned, care, despărțindu-le, văzu că pe fiecare erau dactilografiate 3 întrebări, aceleași pe fiecare foaie. Una din ele e cea pe care mi-ai dat-o ieri, zise Jack. Poți să spui care? Ned dădu un ce din cap. Nu e nicio diferență, zise Jack. Pe cealaltă am scris-o eu, într-o cameră a lui Taylor Henry, de pe strada Charter, unde obișnuia să vină fata lui Medwig. Am scris-o la o mașină Corona, ce se afla acolo, și pe hârtie tot de acolo. După câte se pare, existau numai 2 chei. Fiecare avea una. Ea s-a mai întors acolo de cel puțin 2 ori de la moartea lui. Încruntându-se la foile de hârtie din mână, Ned aprobă fără să-și ridice ochii. Jack își aprinse o altă țigară de la cea pe care o fumase, se ridică, se duse să strivească țigara în scrumiera de pe masă și se întoarse la loc. Nimic pe fața lui, nici în purtarea lui, nu arăta că îl interesează câtuși de puțin reacția lui Ned Beaumont față de această descoperire. După o altă clipă de tăcere, Ned Beaumont ridică puțin capul și întrebă, cum de-ai aflat? Jack răspunse cu țigara în colțul gurii. Indicația de azi de dimineață din Observer, cu privire la cameră, mi-a dat punctul de plecare, ca și poliției de altfel, numai că ei au ajuns acolo primii. Dar am avut și eu puțin noroc. Polițistul rămas să supravegheze e un prieten de-al meu, Fred Harley,
și pentru $10 m-a lăsat să-mi bag nasul unde am vrut. Ned foșni hârtiile din mână. Poliția știe asta? Întrebă el. Eu nu le-am spus, dădu Jack din umeri. L-am tras de limbă pe Harley, dar nu știa nimic. Era pus acolo să supravegheze până când vor hotărâ ce să facă. Poate știu, poate nu. Scutură scrumul pe jos. Aș putea să aflu. Las asta. Ce altceva ai mai găsit? N-am căutat altceva. După ce se uită repede la fața de nepătruns a tânărului, Ned privi iar foile de hârtie. Ce casă e? Numărul 1324. Avea o cameră cu baie sub numele de French. Femeia care vede de casă pretinde că n-a știut cine sunt până azi, când a venit poliția. Poate că într-adevăr n-a știut. E un loc din cele unde nu se întreabă prea multe. Femeia spunea că veneau des acolo, mai ales după mesele, și că fata a mai venit de vreo 2 ori în ultima săptămână. Sau, cel puțin așa crede ea, deși fata putea să intre și să iasă destul de ușor, fără să fie văzută. E sigur că este ea? Jack făcu un gest de rezervă. Descrierea este exactă. Făcu o pauză, pe urmă adăugă nepăsător, aruncând fumul pe nas. E singura pe care femeia a văzut-o de la moartea lui. Ned ridică iar capul. Privirea îi era dură. Taylor primea și pe altele acolo? Jack repetă gestul de rezervă. Femeia n-a vrut să spună. Zicea că nu știe. Da, după felul în care a spus, pariez că mințea. N-ai putut să-ți dai seama după obiectele din cameră? Nu, zise Jack. Nu sunt prea multe lucruri femeiești, doar un kimono și câteva obiecte de toaletă. Dar de ale lui? Da, un costum, o pereche de pantofi, lenjerie, pijamale, ciorapi. Vreo pălărie? Niciuna, răspunse Jack, zâmbind. Ned Beaumont se ridică și se duse spre fereastră. Era aproape beznă. Pe geam atârnau picături de ploaie, cărora li se adăugară altele cât timp stătu el acolo. Se întoarse din nou spre Jack. Mulțumesc mult, Jack, zise el rar, cu ochii ațintiți spre Jack și cu o privire absentă, distrată. Cred că o să mai am ceva de lucru pentru tine, curând, poate astă seară. Te voi suna. Bine, zise Jack, ridicându-se și plecând. Ned intră în oficiul unde erau hainele lui, le duse în baie și se îmbrăcă repede. Când ieși, o soră înaltă, plină la trup, cu fața palidă și lucioasă, era în cameră. Vai, v-ați îmbrăcat!" exclamă ea. Da, trebuie să plec." Pe figura ei se putea citi teamă amestecată cu uluire. Dar nu se poate, domnule Beaumont!" protestă ea. E noapte și plouă și doctorul Tate va..." Știu, știu," zise el nerăbdător și trecu pe lângă ea, îndreptându-se spre ușă. Capitolul 6. Observer 1. Doamna Medwick deschise ușa de la intrare. Ned!" strigă ea. Ești nebun? Ce cauți afară pe noapte ca asta, când abia ai ieșit din spital?" În taxi nu plouă," zise el zâmbind, dar fără putere. Polly acasă?" A plecat de o jumătate de oră. Cred că s-a dus la club. Da, hai înăuntru." O Polly acasă?" întrebă el, intrând după ea în hall. Nu, e plecată de azi dimineață." Ned se opri în ușa living room-ului. Nu pot să stau. O să dau o fugă până la club să văd dacă Polly e acolo," zise el cu glas nehotărât. Bătrâna se întoarse repede spre el. Să nu faci una ca asta, altojenia. Uită-te la tine, acu și acu și încep să tremuri. Stai aici, lângă foc. Am să-ți aduc ceva fierbinte de băut." Nu pot, mamă. Trebuie să mă duc în câteva locuri." Ochii albaștri, care nu-i trădau vârsta, se făcură luminoși și pătrunzători. Când ai ieșit din spital?" întrebă ea. Chiar acum." Ea strânse tare din buze, pe urmă spuse pe un ton acuzator. Ai fugit." O umbră îi întunecă ochii albaștri și limpezi. Se apropie de Ned cu obrazul lângă lui. Era aproape tot atât de înaltă ca el. Glasul ei răgușit venea parcă dintr-un gâtlej uscat. E ceva în legătură cu Paul?" I se cita în ochi frica. Și cu Opo?" Glasul ei abia se auzi. Trebuie să-i văd pe amândoi." El mângâie oarecum timid pe un obraz cu degetele osoase. Ești un băiat bun, Ned." Nu te îngrijora, mamă," spuse el undo de umeri. Nu e chiar atât de rău cum ar putea fi. Când vine Opo, ține-o acasă dacă poți." Nu poți să-mi spui despre ce-i vorba, Ned?" întrebă ea. Nu acum. Și-ar fi mai bine să nu-i lași pe niciunul să bănuie că e ceva în neregulă." 2. Ned Beaumont merse prin ploaie până la o farmacie, 5 străzi mai departe. Dădu un telefon mai întâi ca să comande un taxi, apoi formă 2 numere și îl ceru pe domnul Matthews, pe care nu-l găsi. Făcu alt număr și îl ceru pe domnul Ramson. Peste o clipă spuse,
Bună, Jack! Ned Beaumont la telefon. Ești ocupat? Bine, uite ce-i. Vreau să știu dacă fata de care vorbeam s-a dus să-l vadă pe Matthews, de la Observer. Și dacă da, ce-a făcut pe urmă? Exact. Hal Matthews. Am încercat să-l găsesc la telefon, la ziar și acasă, dar n-am avut noroc. Da, în liniște dacă poți, dar află repede. Nu, am plecat de la spital. O să aștept acasă. Știi numărul? Da, Jack. Bun. Mulțumesc. Sună-mă cât poți de repede. Salut! Intră în taxiul care l-aștepta, îi dădu șoferului adresa de acasă, dar după un timp se răzgândi. Îi bătu cu degetul în geam și dădu altă adresă. Numai decât taxiul se opri în fața unei case mici, cenușii, așezată în mijlocul unei pajiști, pe o coastă abruptă. Așteaptă, zise el șoferului. Sună la ușa din față și apăru o fată cu părul roșu. Domnul Farley acasă? Să văd. Pe cine să anunț? Domnul Beaumont. Procurorul veni în holul de primire cu mâinile întinse. Fața lui Roșcovană era toată numai zâmbet. Vai, Beaumont, asta e o adevărată plăcere, zise el, alergând să-și întâmpine vizitatorul. Dăm haina și pălăria. Ned Beaumont zâmbi și dădu din cap. Nu pot să stau. Am intrat numai pentru o clipă. Abia am ieșit din spital și mă duc acasă. E sănătos? Bravo! Mă simt destul de bine, zise Ned Beaumont. Ceva nou? Nimic important. Tipii care te-au brutalizat sunt încă în libertate. Se ascund undeva, dar o să-i prindem noi. Ned Beaumont se strâmbă. N-am murit. Și nici ei nu voiau să mă omoare. Ei putut aresta numai sub acuzația de violență. Îl privi pe Far. Ai mai primit preuna din scrisorile cu trei întrebări? Procurorul districtual își drese glasul. Da. Dacă stau să mă gândesc, parcă am mai primit vreo două. Câte? Întrebă Ned Beaumont politicos. Avea un zâmbet ștregar în colțul buzelor, ochii sclipeau amuzați și îl țintuiau pe Far cu privirea. Procurorul districtual tuși iar. Trei, răspunse la nevoie. Pe urmă se lumină la față. Ai auzit de întrunirea splendidă de la... Ned Beaumont îl întrerupse. Toate pe aceeași temă? Întrebă el. Da, mai mult sau mai puțin. Procurorul își umezi buzele și în ochii apăru o expresie rugătoare. Adică? Ochii lui Far evitară privirea lui Ned, îndreptându-se spre cravată, apoi spre umărul lui. Mișcă ușor din buze, dar nu scoase niciun sunet. Ned Beaumont nu-și mai ascunse zâmbetul răutăcios. În toate scria că Paul l-a ucis pe Taylor Henry, întrebă el cu glas mieros. Far făcu o săritură, se îngălbeni la față și de emoție se uită din nou în ochii lui Ned Beaumont. Doamne, Ned, exclamă el. Încep să fii nervos, Far, râse Ned cu același glas mieros. Îngrijește-te, altfel se alege praful de tine. Deveni serios. Paul nu ți-a spus nimic? Mă refer la nervi. Nu. Poate n-a observat încă, zâmbi din nou Ned. Se uită la ceas și pormă iar la Far. N-ai găsit încă pe cel ce care le scrie? Întrebă el tăios. Procurorul se bâlbâi. Uite ce-i, Ned. Eu nu știu și nu e... Se poticni și se opri. Ce-i? Întrebă Ned. Procurorul înghiți și spuse disperat. Am găsit ceva, Ned, dar e încă prea devreme să vorbesc. Poate nu-i nimic. Știi cum e în cazuri de-astea. Ned Beaumont dădu din cap. Fața lui nu exprima decât prietenie. Vorbi calm și indiferent, fără răceală. Ați aflat unde au fost scrise și ați găsit mașina la care au fost scrise. Dar atât. N-aveți destule indicii ca să bănuiți măcar cine le-a scris. Exact, Ned, spuse Far, care nu se mai putu abține oftând ușurat. Ned îi luă mâna și o strânse cordial. Asta e, zise el. E, trebuie să plec. Nu se poate să greșești dacă iei lucrurile încet, dacă te asiguri că e bine înainte de a merge mai departe. Ascultă-mă pe mine. Mulțumesc, Ned, mulțumesc, zise procurorul cu fața îmbujorată de emoție. 3. În aceea seară, la 9:10, în apartamentul lui Ned sună telefonul. Ned se duse repede și ridică receptorul. Alo? Da, Jack, da. Unde? Da, foarte bine. Asta e tot pentru astă seară. Mulțumesc mult. Când plecă de lângă telefon, zâmbea cu buze palide. Ochii îi străluceau fără milă. Mâinile îi tremurau puțin. Abia apucă să facă un pas, că telefonul sună din nou. Șovăi și se duse iar. Alo? A, bună, Paul. Da, am obosit să tot fac pe bolnavul. Nimic special. M-am gândit să trec să te văd. Nu, mă tem că nu. Nu mă simt atât de rău cum credeam, așa că ar fi mai bine să mă culc. Da. Mâine, sigur. Salut! Își puse haina de ploaie și pălăria în timp ce cobora.
Când deschise ușa spre stradă, vântul aduse ploaia care îl izbi în față tot drumul până la garajul din colț. În biroul cu pereți de sticlă al garajului, un bărbat slăbănog, cu păr castaniu, într-o salopetă ce fusese albă, stătea într-un scaun de lemn, cu picioarele pe o poliță deasupra unui radiator și citea un ziar. Lăsă ziarul jos când l-a auzit pe Ned zicând: "Bună seara, Tommy!" Murdăria de pe față făcea ca dinții lui Tommy să pară mai alb decât erau. Zâmbi cu toată gura și exclamă: "Ce vreme e afară!" "Da, ai vreo rablă să-mi dai pentru noaptea asta? Una care să mă ducă pe drumuri de țară?" "Ei, Doamne, ai noroc noaptea asta! Ai putut să dai peste una proastă." "Ei bine, am un buic de care nu-mi pasă ce-i se întâmplă. Mă duce unde trebuie, așa cum te-ar duce oricare altă mașină într-o noapte ca asta." "Bine, pune-i benzină." "Care-i cel mai bun drum spre Lazy Creek într-o astfel de noapte?" "Cam pe unde?" Ned îl privi pe Tommy gânditor, apoi spuse: "Pe locul unde se varsă pârâul în râu." Tommy făcu semn că a înțeles. "La casa lui Macis?" Ned tăcu. "Contează unde mergi," zise Tommy. "Da?" "La Macis," se încruntă Ned. "Dar e secret." "Ai venit la mine crezând că o să vorbesc? Sau fiindcă știi că nu o să vorbesc?" întrebă Tommy arțăgos. "Sunt grăbit," zise Ned. "Atunci o iei pe șoseaua cea nouă, New River, până la Barton. Treci podul, apoi o apuci pe drumul prost de acolo, dacă poți, și pe urmă prima răscruce la răsărit. Să ajungi chiar în spatele casei Matthews, pe vârful dealului. Dacă nu poți să mergi pe drumul noroios, va trebui să mergi pe șoseaua cea nouă, New River, până la intersecție și de acolo să tai pe drumul vechi." "Mulțumesc." Când Ned era gata să se urce în buic, Tommy îi spuse pe un ton voit obișnuit: "E un revolver de rezervă în buzunarul lateral." Ned Beaumont se uită țintă la un ces slăbănog. "De rezervă?" întrebă el, alb la față. "Călătorie plăcută," zise Tommy. Ned Beaumont închise ușa și porni. 4. Ceasul de la bord arăta 10:32. Ned stinse farurile și se dădu jos din buic cam înțepenit. Ploaia mânată de vânt biciuia fără încetare pom, tufișuri, pământ, om și mașină. Jos în vale, prin ploaie și frunziș, licăreau slab pete mici de lumină. Ned tremură, încercă să-și strângă haina de ploaie în jurul trupului și începu să coboare dealul spre punctele de lumină, împiedicându-se de tufișurile ude. Ploaia și vântul îl mânau din spate. În timp ce cobora, începu să se desmorțească, așa că, deși se împiedica și se clătina adesea, lovindu-se de diverse obstacole, reuși să se țină pe picioare și să se miște destul de ușor, deși nesigur spre țintă. Deodată dădu de o cărare. O lope acolo, orientându-se mai mult după pământul bătătorit și după tufișurile care le izbeau din părți decât după ochi. Cărarea îl duse un timp spre stânga, dar pe urmă, făcând un cot larg, îl duse pe marginea unei bulboane, în care apa clocotea zgomotos și de acolo, după un alt cot, în fața unei clădiri de unde venea lumina. Ned se duse drept la ușă și bătu. Ușa fu deschisă de un om în vârstă, cu ochelari, cu fața pământie, blândă, cu ochi cenușii care priveau îngrijorați de după lentilele cu ramă de baga. Costumul era curat și de bună calitate, dar demodat. Pe o parte a gulerului alb și tare căzuseră picături de ploaie. Se dădu într-o parte deschizând ușa și zicând prietenos, dacă nu chiar din toată inima: "Poftiți, domnule, poftiți înăuntru. Cumplită noapte să stai afară." Ned se înclină puțin, salutând, și intră într-o încăpere mare ce ocupa tot parterul clădirii. Mobilierul, puțin și simplu, îi dădea un aer primitor, plăcut, lipsit de orice ostentație. Încăperea era în același timp bucătărie, sufragerie și salon. Opal Medvig se ridică de pe scaunelul pe care șezuse lângă foc și, ținându-se dreaptă și țeapănă, se uită cu ochii răi, dușmănoși, la Ned Beaumont. Ned scoase pălăria și începu să-și deschie nasturii mantalei de ploaie. Abia atunci îl recunoscură și ceilalți. Omul care deschisese ușa exclamă surprins: "Beaumont!" și se uită cu ochii mari la Shad O'Rory. Shad ședea pe un scaun de lemn în mijlocul camerei cu fața la cămin. Zimbi visător spre Ned, zicând cu glasul lui muzical, de bariton, cu ușor accent irlandez: "Va să zică așa. Ce mai faci, Ned?" Chipul de maimuță a lui Jeff Gardner înflori într-un rânjet ce-i dezveli frumoșii dinți falși, astupându-i aproape complet ochii mici și roșii. "Rusty," îi zise el băiatului posac cu obrajii rumeni, care stătea tolănit pe o bancă alături. "Pe Dumnezeul meu, mingiucă de cauciuc s-a întors la noi. Ți-am spus că i-a plăcut cum l-am dat de-a dura." Rusty se aplecă spre Ned și mormăi ceva ce nu se auzi în restul camerei. Fata slabă, în roșu, care ședea destul de aproape de Opal Medmick, îl privi pe Ned cu ochii negri, luminoși, interesați.
Ned Beaumont scoase haina. Fața lui uscățivă, ce mai purta încă semnele pumnilor lui Jeff și Rusty, era liniștită, cu excepția licărului de nesăbuință din ochi. Puse haina și pălăria pe o ladă lungă, nevopsită, rezemată de un perete lângă ușă. Zâmbi politicos omului care îi dăduse drumul înăuntru zicând: "Mi s-a stricat mașina trecând pe aici. E foarte amabil din partea dumitale să mă adăpostești, domnule Matthews." "Nu face nimic, cu plăcere," zise Matthews cam vag, uitându-se apoi cu ochi speriați și rugători la Shadow Rory. Orori își mângâie părul alb și moale cu o mână palidă, delicată, îi zâmbi frumos lui Ned, dar nu spuse nimic. Ned înainte spre cămin. "Bună, fetițo," îi spuse el lui Opal Medwick, care nu-i răspunse la salut, ci îl privi cu ochii răi, dușmănoși. "Doamna Matthews, nu-i așa?" se adresă el zâmbindu-i fetei slabe în roșu. "Da," răspunse aceasta cu glas catifelat, aproape gungurind, și întinse mâna. "Opal mi-a spus că a fost colegă de școală," îi zise el dând mâna. Pe urmă, se întoarse spre Rusty și Jeff. "Noroc, băieți," îi se adresă nepăsător. "Speram să vă văd cândva, curând." Fața lui Jeff deveni o mască de încântare și rânjet. "Ei, și acum că mi s-a vindecat pumnul, iată-ne pe amândoi față în față. De ce crezi că îmi place al dracului să te caftesc?" Shadow Rory îi spuse blând omului maimuță, fără să se uite la el. "Vorbești cam mult, Jeff. Toate ai mai fi avut dinții tăi dacă n-ai fi vorbit atâta." Doamna Matthews îi spuse ceva lui Opal în șoaptă. Opal făcu semn că nu și se așeză iar pe scaunelul de lângă foc. Arătând spre un scaun de lemn de cealaltă parte a căminului, Matthews zise nervos: "Stai jos, domnule Beaumont, usucă-ți picioarele, încălzește-te." "Mulțumesc," zise Ned, trăgându-și scaunul mai aproape de foc, așezându-se. Shadow Rory își aprinse o țigară, o scoase din gură și întrebă: "Cum te simți, Ned?" "Binișor, Shad." "O stai bine." Orori se întoarse puțin spre cei de pe bancă. "Băieți, mâine vă puteți întoarce în oraș." Apoi, întorcându-se din nou spre Ned, îi explică binevoitor: "Ne-am pus în siguranță cât timp n-am fost sigur că n-o să mori, dar acum nu ne pasă, putem face față la o acuzație de violență." Ned încuvință: "Din întâmplare, n-am să mă obosesc să apar la proces și să depun împotriva voastră. Dar nu uita că prietenul nostru, Jeff, e căutat pentru uciderea lui West." Vorbea pe un ton nepăsător, dar în ochii ațintiți asupra focului se ivi pentru scurt timp o licărire de răutate. Când îl privi pe Matthews, nu se citea în ei decât bagiocoră. "Deși, aș putea să o fac pricinuindu-i necazul lui Matthews, că va ajuta să vă ascundeți." Matthews răspunse repede: "Ba nu, domnule Beaumont, nici măcar n-am știut că sunt aici. Până azi când am venit și am fost tot atât de surprins ca..." Se întrerupse cu o expresie îngrozită și se adresă lui Shadow Rory: "Știi că ești binevenit." "Știi asta, dar ce vreau să spun e că..." Se lumină deodată, surâzând bucuros. "Ajutându-vă fără să știu, n-am făcut nimic rău pentru care să fiu tras la răspundere în fața legii." "Da, m-ai ajutat fără să știi," zise Rory încetişor, privindu-l pe ziarist fără interes, cu ochii lui cenușii albaștri. Zâmbetul lui Matthews își pierdu bucuria, dispăru cu totul, își aranjă cravata cu degete nesigure, apoi evită privirea lui Rory. Doamna Matthews se adresă lui Ned Beaumont pe un ton dulce: "Toată lumea a fost așa de plicticoasă astă seară. A fost pur și simplu îngrozitor până la venirea dumitale." El o privi curios. Ochii ei negri străluceau blânzi, atrăgători. Sub privirea lui cercetătoare, ea își plecă fruntea, țuguindu-și cochet buzele subțiri, mult prea roșii, dar frumoase. El îi zâmbi, se ridică și se duse lângă ea. Opal Medwick fixa podeaua. Matthews, Orori și cei doi de pe bancă îi observau pe Ned Beaumont și pe nevasta lui Matthews. "De ce sunt așa plicticoși?" o întrebă el, așezându-se pe jos în fața ei, cu picioarele încrucișate, cu spatele la foc, sprijinându-se într-o mână și cu obrazul întors pe jumătate spre ea. "Zău că nu știu," zise ea bosunflată. "Am crezut că o să fie nostim, când Hal m-a întrebat dacă vreau să vin aici cu el și cu Opal. Și pe urmă, când am ajuns aici, i-am găsit pe acești..." Se opri o clipă, apoi adăugă cu o nesiguranță prost mascată: "Prieteni ai lui Hal." "Și de atunci toți stau sau vorbesc din când în când despre un secret al lor de care habar n-am. A fost insuportabil de stupid. Opal a fost la fel ca ceilalți. Ea..." "Ei, Eloise," îi zise soțul pe un ton autoritar fără eficiență. Când se uită însă la el, îl văzu mai mult încurcat decât autoritar. "Nu-mi pasă," îi spuse ea iritată. "Adevărul e că și Opal e la fel ca voi toți. Nici măcar n-ați discutat amândoi despre treaba aceea pentru care ați venit de fapt aici. Să nu crezi că aș fi stat atâta dacă n-aș fi fost furtuna. Nici o clipă." Opal Medwick se înroșise la față, dar nu-și ridică privirile.
Lois Matthews se aplecă iar spre Ned Beaumont și iritarea din glasul ei deveni jucăușă. Iată la ce servește venirea ta, îi spuse ea. Din cauza asta, și nu pentru că ești frumos, sunt așa de bucuroasă să te văd. El se încruntă cu o indignare prefăcută. Ea se încruntă de adevărat. Ți s-a stricat într-adevăr mașina? Întrebă ea. Sau ai venit ca să-i vezi în aceeași problemă nesuferită care îi face așa de stupiși și de misterioși? Cred că ești și tu unul dintre ei. Ned râse și întrebă. Ar mai avea vreo importanță pentru ce am venit, dacă m-am răzgândit văzându-te? Nu, nu, zise ea bănuitoare, dar va trebui să fiu teribil de sigură că te-ai răzgândit. Și oricum, promise el ușuratic, eu n-am să fiu deloc misterios. Chiar n-ai nicio idee despre ce-i roade? Niciuna, zise ea răutăcioasă, decât că sunt aproape sigură că trebuie să fie ceva foarte stupid și probabil din domeniul politicii. El o mângâie pe mână. Fată dragă, ai ghicit. Întoarse capul ca să se uite la Aurora și la Matthews, pe urmă o privi iar plin de veselie. Vrei să-ți spun despre ce e vorba? Nu. Mai întâi, Opal crede că tatăl ei l-a ucis pe Taylor Henry. Opal Medwick scoase un sunet îngrozitor, ștrangulat, și sărite pe scaun. Își duse mâna la gură. Ochii ei erau atât de măriți, încât se vedea numai albul lor. Erau sticloși, îngrozitori. Rusty se ridică în picioare apropiindu-se, cu fața roșie de mânie. Dar Jeff, uitându-se chioruș, îl prinse de braț. Lasă-l în pace, zise el tăios, dar binevoitor. Are dreptate. Băiatul rămase în strânsoarea omului maimuță, dar nu încercă să scape. Eloise Matthews înghețase în scaun, uitându-se la Opal fără să înțeleagă. Matthews se făcuse mic de tot, tremura bolnav, pământiu la față, cu buzele și ploapele căzute. Shadow Rory ședea aplecat în față, pe scaun, cu fața frumoasă, palidă și dură, cu ochii ca gheața, cenușii albaștri, cu mâinile încleștate pe spătarul scaunului, cu picioarele moi. În al doilea rând, continuă Ned Beaumont, fără să fie tulburat de agitația celorlalți, ia... Ned, nu!" strigă Opal. El se răsuci ca să o vadă. Nu mai ținea mâna la gură. Își împreunase mâinile la piept. Ochii ei îndurerați, fața descompusă, cerea îndurare. El o examina grav. Prin geam și perete se auzea zgomotul ploii zbind clădirea cu rafale sălbatice, iar între rafale râul din apropiere curgând în șuvoaie. O examina încet, cu ochii duri. Pe urmă, îi vorbi destul de blând, dar distant. Nu din cauza asta ai venit aici?" Te rog, nu," zise ea răgușit. Ned zâmbi numai cu buzele, nu și cu ochii. A, nu are nimeni voie să vorbească despre asta, în afară de tine și de ceilalți dușmani ai tatălui tău?" Ea își încleștă pumnii și își ridică fața mânioasă, spunând cu glas aspru. El l-a ucis pe Taylor." Ned Beaumont se rezemă într-o mână, privind în sus spre Eloise Matthews. Asta spuneam și eu," zise el alene. Crezând aceasta, s-a dus la soțul dumitale, după ce a văzut porcăria pe care a publicat-o azi dimineață. Bineînțeles, el nu credea că Paul a făptuit un omor, numai că el a strâmtoare în ceea ce privește ipotecile pe care le deține State Central Trust Company, ce aparține candidatului lui Shad pentru Senat. Așa că trebuie să facă ce îi se spune. Ceea ce ia. Matthews îl întrerupse fără vigoare, cu disperare în glas. Beaumont, încetează! Tu... Aurora îl întrerupse pe Matthews. Lasă-l să vorbească, Matthews, spuse el cu glas calm, muzical. Lasă-l să spună ce are de spus. Îți mulțumesc, Shad, spuse Ned Beaumont, fără să privească în jur și continuă. S-a dus la soțul dumitale să-l convingă, să-i confirme bănuiala, dar el n-a putut să-i spună nimic, decât să o mintă. Nu știe nimic. Pur și simplu împroașcă cu noroi oriunde îi spune Shad, dar un lucru îl poate face. Poate publica în ziarul de mâine cum a venit Opal și i-a spus că, după părerea ei, taicăsul i-a ucis iubitul. Și o treabă strașnică. Opal Medwick își acuză tatăl de crimă. Fica șefului afirmă că el l-a ucis pe fiul senatorului. Nu vă dați seama cum ar arăta asta cu titlul groase pe prima pagină din Observer. A plecată spre el, cu ochii mari, albă la față, Eloise Matthews asculta cu respirația tăiată. Vântul izbea ploaia în geam. Rusty ofta adânc. Ned Beaumont zâmbi și spuse. De asta a adus-o aici. S-o țin ascunsă până îi zbucnește scandalul. Poate a știut că Shad și cu băieții erau aici. Poate nu. Nu are nicio importanță. Nu vreau să spun că a adus-o aici și că ar ține-o împotriva voinței ei. N-ar face el prostia asta tocmai acum. Dar nu era necesar. Fata e gata să facă orice. Să meargă până în pânzele albe ca să-și distrugă tatăl. Dar el l-a omorât, spuse Opal Medwick în șoaptă. Însă clar, Ned Beaumont își îndreptă spatele și se uită solemn la ea pentru o clipă.
Apoi zâmbi, dădu din cap resemnat și se lăsă iar pe spate. Lois Matthews își ațintise ochii mirați asupra soțului ei, care stătea cu capul plecat, ascunzându-și fața în palme. Shadow Rory se așeză iar picior peste picior și scoase o țigară. Ai isprăvit? Ned era cu spatele la Rory și răspunse fără să se întoarcă. Am isprăvit. Glasul lui era calm, dar fața îi deveni deodată obosită, epuizată. Rory își aprinse țigara. Ei, drăcie, în fond despre ce e vorba? E rândul nostru să ți-o plătim și asta și facem. Fata a venit singură cu povestea asta. A venit fiindcă a vrut să vină. Tu, la fel. Și ea, și tu, și oricine poate să se ducă unde vrea și când vrea. Se sculă în picioare. Eu unul vreau să mă duc la culcare. Matthews, eu unde dorm? Hal, nu-i adevărat, nu-i așa? Spuse Eloise Matthews, bărbatul ei, fără să-l privească. El își luă cu greu mâinile de pe față și spuse cu demnitate. Dragă, există suficiente dovezi împotriva lui Medwick, care să justifice insistențele noastre pe lângă poliție, ca măcar să fie interogat. Asta e tot ce am făcut. Nu m-am referit la asta, insistă soția. Știi, dragă, când a venit domnișoara Medwick, șovăi, se opri, pământiu la față, tremurând în fața privirilor soției sale și și-a ascunse iar fața în mâini. 5. Eloise Matthews și Ned Beaumont erau singuri în încăperea mare de la parter. Tădeau pe două scaune în fața focului. Ea era aplecată în față, privind cu o expresie tragică ultima buturugă ce ardea. El stătea picior peste picior, cu un braț pe spătarul scaunului, fumând o țigară de foi și observând-o pe furiș. Treptele scârțâiră. Soțul ei coborâ până la jumătatea scării. Era îmbrăcat, scosese doar gulerul și își desfăcuse cravata ce aluneca din vestă. Dragă, nu vii să te culci, e trecut de miezul nopții. Ea nu se mișcă. Domnule Beaumont, vreți să... Auzindu-și numele, Ned Beaumont se întoarse cu fața spre omul de pe scări, care avea o expresie îngrozitor de placidă. Când Matthews se opri, Ned se concentră din nou asupra țigării și a soției lui Matthews. După câtva timp, Matthews urcă. Eloise Matthews vorbi, fără să-și ia privirea de la foc. E o sticlă de whisky în dulap. Vrei să o aduci? Desigur. Găsi sticla, o aduse împreună cu două pahare. Simplu? Întrebă ea. Ea făcu semn că da. Sânii ei rotunzi treserau sub rochia roșie de mătase în timp ce respira. El umplu două pahare mari. Ea nu-și luă privirile de la foc decât atunci când el îi puse un pahar în mână. Îi zâmbi, strâmbându-și buzele rujate prea tare. Ochii, reflectând lumina roșie a focului, străluceau puternic. El îi zâmbi. Ea ridică paharul și spuse gângurind. În sănătatea soțului meu. Nu, spuse Ned simplu și zvârli băutura din pahar în cămin, aprinzând flăcări jucăușe. Iar însă încântată și sări în picioare. Toarnă-ți altul, îi porunci. Luă sticla de pe dușumea și își umplu paharul. Îl ridică pe al ei deasupra capului. În sănătatea ta. Băură. Ea se cutremură. Poate mai bine să-l bei cu ceva, sugeră el. Nu, așa vreau. Îi puse mâna pe braț și se întoarse cu spatele la foc, stând foarte aproape de el. Hai să aducem bancheta aici. Bună idee, încuvință el. Mutară scaunele din fața căminului și aduseră bancheta, el ținând de un capăt, ea de altul. Bancheta era lată, joasă, fără spătar. Stinge lumina, zise ea. El o stinse, se întoarse pe bancheta pe care ședea, turnând whisky în pahare. În sănătatea ta, zise el și băura amândoi. Ea se cutremură iar. Ned se așeză lângă ea. Strălucirea focului din cămin le îmbujora fețele. Din nou se auziră treptele scârțâind și Matthews coborâ până jos. Te rog, dragă! Aruncă cu ceva în el, șoptia cu sălbăticie la urechea lui Ned. Ned chicoti. Ea luă sticla de whisky întrebându-l. Unde ți-e paharul? În timp ce umplea paharele, Matthews se duse sus. Ochii ei luceau sălbatic în lumina roșie. O buclă îi atârna pe frunte. Respiră pe gură, gâfâind ușor. În sănătatea noastră, zise ea. Băură. Lăsând paharul gol să-i scape, ea îi căzu în brațe. Își lipi gura înfiorată de-a lui. Paharul se sparse cu zgomot pe podeaua de lemn. Ochii lui Ned erau mici, vicleni. A ei erau strâns închiși. Nu se mișcară nici când auziră din nou scârțitul scărilor. Ned stătea încremenit, în timp ce ea îl înlățuise cu brațele ei subțiri. Ned nu vedea scara. Amândoi respirau greu. Apoi scara scârțâi din nou, iar ei rămaseră înlănțuiți. Ned se uită spre scară. Nu mai era nimeni.
Eloise Matthews îi strecură mâna pe la spate, mângâindu-l și apoi apucându-l de păr. Ochii ei, pe jumătate deschiși, zvârleau săgeți negre. Așa e viața, zise ea cu glas stins, amar, ironic, și lăsându-se pe speteaza banchetei, îl trase spre ea, lipindu-și gura de a lui. În acest moment, auziră o împușcătură. Ned se smulse imediat din brațele ei, ridicându-se în picioare. Unde-i camera lui? Întrebă el tăios. Ea clipi mută de groază. Camera lui, repetă el. În față, zise ea răgușit, arătând cu mâna fără putere. Ned alergă spre scară, suind treptele câte trei deodată. La capătul scărilor se ciocni de Jeff, care era îmbrăcat, dar n-avea pantofi și clipea din ochii umflați de somn. Jeff își duse o mână la șold, alta spre Ned ca să-l oprească și mărâi. Ce dracu se întâmplă? Ned evită mâna întinsă, alunecă pe lângă ea și își vârât pumnul stâng în botul de maimuță. Jeff se clătină mărâind. Ned țâșni pe lângă el și fugi spre partea din fața scării. Rory ieși din altă cameră și fugi după el. De jos se auzi urletul doamnei Matthews. Ned Beaumont deschise o ușă și se opri. Matthews zăcea pe spate, dormitor, sub o lampă. Din gura deschisă se prelingea un fir de sânge. O mână era întinsă pe dușumea, alta pe piept. Lângă perete, acolo unde părea să arate mâna întinsă, era un revolver negru. Pe o masă, lângă fereastră, era o călimară fără capac, un toc și o foaie de hârtie. În fața mesei era un scaun. Shadow Rory îl împinse pe Ned și îngenunchie lângă omul de jos. În acest timp, Ned se uită repede la hârtia de pe masă, apoi o băgă în buzunar. Intră Jeff, urmat de Rusty, care era dezbrăcat. Rory se ridică și făcu cu mâinile un gest definitiv. S-a împușcat în cerul gurii. Gata. Ned se întoarse și ieși din cameră. În hol se întâlni cu Opal Medwick. Ce-i, Ned? Întrebă ea îngrozită. S-a împușcat, Matthews. Mă duc jos să stau cu ea până îți spui ceva pe tine. Nu te du acolo. Nu-i nimic de văzut. Apoi coborâm. Eloise Matthews era o umbră ștearsă care zăcea pe podea lângă banchetă. Ned se repezi spre ea, dar se opri uitându-se prin cameră cu ochii duri, vicleni. Apoi se duse spre femeie, se lăsă într-un genunchi și luă pulsul. Se uită la ea cât putu mai atent, în lumina confuză a focului ce se stingea. Nu dădea semne că ar fi în viață. Scoase din buzunar hârtia pe care o luase de pe masa soțului ei și, ducându-se în genunchi până la cămin, citi la lumina roșie a jăraticului. Eu, Howard Keith Matthews, în deplină posesia facultăților mele mentale, declar prin testament. Las iubitei mele soții, Eloise Braden Matthews, moștenitorilor și reprezentanților ei, întreaga mea avere. Pentru aceasta, desemnez State Central Trust Company ca singur executor al acestui testament. Ca mărturia celor de mai sus, semnez aici. Cu un zâmbet sinistru, Ned se opri din citit și rupse testamentul în trei bucăți. Se ridică, se aplecă peste grătarul căminului și aruncă bucățile de hârtie în jarul încins, unde arseră o clipă, apoi dispărură. Cu vătraiul de fier forjat, risipi cenușa printre cărbuni. Apoi se întoarse lângă doamna Matthews, turnă puțin whisky în paharul lui, îi ridică capul, forțându-o să înghită câteva picături. Când Opal Medwick coborâ, Eloise își revenise pe jumătate și tușa. 6. Shadow Rory coborâ scările, urmat de Jeff și Rusty. Toți erau îmbrăcați. Ned era în picioare lângă ușă, în haina de ploaie și cu pălăria pe cap. Unde te duci, Ned? Întrebă Shad. Să găsesc un telefon. E o idee destul de bună, zise Rory. Dar mai întâi aș vrea să te întreb ceva. Coborâ și restul scărilor, urmat îndeaproape de cei doi. Da? Întrebă Ned, scoțând mâna din buzunar, gest pe care Rory și cei din urma lui îl văzură. Nu însă și Opal, care ședea pe bancă îmbrățișând-o pe Eloise Matthews. Ned se ferise, stând cu spatele. Avea un pistol în mână. Asta ca să nu faceți prostii. Mă grăbesc, le spuse Ned. Rory păru că n-a văzut pistolul, deși nu se apropie. Spuse gânditor. Mă gândeam că fiind o călimară, un toc pe masă și un scaun tras în fața ei, niciodată că n-am găsit nimic scris. Ned Beaumont zâmbi cu mirare prefăcută. Zău? Nimic scris? Făcu un pas înapoi spre ușă. Niciodată, într-adevăr. O să stăm de vorbă despre asta când vrei, când mă întorc de la telefon. Acum ar fi mai bine, zise Rory. Regret. Ned se repezi spre ușă, pipăi clanța și deschise ușa. Nu lipsesc mult. Ieși afară trântind ușa. Ploaia încetase. Nu mai luă pe cărare și alergă prin iarba înaltă de după casă. Se auzi o altă ușă izbindu-se în spatele casei. După zgomot, râul nu era prea departe. Își croi drum printre tufișuri într-acolo. Auzi în spatele lui un fluierat scurt, ascuțit, nu prea tare.
Merse bălăcindu-se printr-o porțiune noroioasă până la un pâlc de copaci și printre ei se depărtă de râu. Fluierul se auzi din nou, din dreapta. Dincolo de pomi erau tufișuri ce-i veneau până la umăr. Merse printre ele, a plecat ca să se ascundă, deși era beznă. Drumul urca pe un deal, când unecos, când neregulat, printre tufișuri ce-i sfâșiau fața și mâinile, agățându-i hainele. Căzu de 3 ori și se împiedică de mai multe ori. Fluieratul nu se mai auzi. Nu găsi buicul, nici drumul pe care venise. Își tăra picioarele și se împiedica ușor. Când ajunse în vârful dealului și începu să-l coboare pe cealaltă parte, căzu mereu. La poalele dealului dădu peste un drum și o apucă pe el spre dreapta. Lutul cleios îi se lipea din ce în ce mai mult de picioare, așa că trebuie să se oprească din când în când ca să-l curețe cu pistolul. Auzi în spate un câine lătrând. Se opri și se întoarse amețit să se uite. Cu vreo 50 de metri în spate, chiar lângă drum, se zărea conturul nelămurit al unei case pe lângă care trecuse. Se întoarse și ajunse în fața unei porți înalte. Câinele, un monstru diform în noapte, se repezi de cealaltă parte a porții, lătrând îngrozitor. Ned bâșbâi la poartă, găsi zăvorul, deschise și intră clătinându-se. Câinele fugi lătrând, îi dădu târcoale, prefăcându-se că-l atacă și făcând zarvă mare. Un geam scârțâi și un glas tărăgănat întrebă: "Ce dracu faci câinelui?" Ned râse fără putere. Apoi se scutură și răspunse cu glas destul de gros: "Sunt Beaumont, de la biroul procurorului districtului. Am nevoie de telefonul dumneavoastră. E un mort jos." "Nu știu despre ce vorbiți," urlă glasul. "Taci odată, Jenny." Câinele mai lătră cu energie sporită de 3 ori, pe urmă tăcu. "Ei, ce e?" "Vreau să dau un telefon la biroul procurorului. E un mort jos în vale." "Ei, drăcie!" exclamă glasul și geamul se închise scârțâind. Câinele începu iar să latre, să-i dea târcoale, prefăcându-se că se repede la el. Ned zvârli în el cu pistolul plin de noroi. Câinele se întoarse și dispăru după casă. Ușa de la intrare fu deschisă de un om scund, cu un trup ca o butie, roșu la față și într-o cămașă de noapte albastră, lungă. "Sfântă fecioară, în ce hal ești?" spuse el când Ned apăru în lumina ușii. "Telefonul," zise Ned. Omul apucă în timp ce se clătina. "Aici," zise el arțăgos. "Spune-mi mie pe cine să chem și ce să-i spun. Dumneata nu ești în stare de nimic." "Telefonul," zise Ned. Omul îl duse sprijinindu-l de-a lungul unui culoar, deschise o ușă și spuse: "Aici e. Ai noroc că nu-i bătrâna acasă, că nu intrai tu cu tot noroiul ăsta pe tine." Ned căzu pe scaunul din fața telefonului, dar nu se repezi imediat la telefon. Se îngruntă la omul în cămașă de noapte și îi spuse împiedicându-se: "Ieși afară și închide ușa." Omul nu intrase în cameră. Închise ușa. Ned luă receptorul, se aplecă în față proptindu-se cu coatere de masă și făcu numărul lui Paul Medwig. În timp ce aștepta, ploapele îi se închiseră de câteva ori, dar de fiecare dată le deschise cu forța, reușind în cele din urmă să vorbească clar la telefon. "Alo, Paul, Ned, lasă asta. Ascultă aici. Matthews s-a sinucis la locuința sa de pe malul râului, fără să lase niciun testament. Ascultă, e important. Cu atâtea datorii și fără executor testamentar, va trebui ca tribunalul să numească pe cineva să-i administreze averea. Înțelegi? Ai grijă să ajungi la judecătorul potrivit, Phelps, să zicem. Și astfel scoatem Observer din luptă sau îl avem de partea noastră până după alegeri. Ai înțeles?" "Bine, bine, acum ascultă. Nu-i totul. Iată ce trebuie făcut acum. Observerul de mâine dimineață e incendiar. Trebuie să-l oprești. A zice să-l scol pe Phelps și să obții de la el amânarea acestui număr. Sau orice care să oprească ziarul până când o să poți vorbi cu angajații de acolo și să le arăți cum stau lucrurile acum, când ziarul urmează să fie patrona de prietenii noștri, timp de o lună sau mai mult. Nu pot să-ți spun acum, Paul, dar numărul e incendiar și eu trebuie să-l oprești să apară. Scoală-l pe Phelps și duceți-vă amândoi să vedeți cu ochii voștri. Mai sunt vreo 3 ore până când apare." "Exact." "Ce? Au, Paul? E bine, e cu mine." "Da, o aduc acasă. Și, te rog, telefonează la poliție și anunță despre Matthews. Eu mă întorc acum acolo." "Bine." Lăsă receptorul pe masă și se ridică. Se duse clătinându-se până la ușă, reuși să o deschidă după ce mai încercase o dată și căzu în hol, izbindu-se de perete. Omul cu față roșie veni alergând spre el. "Sprijină de mine, frate! Am eu grijă. Am întins o pătură pe canapea, așa că nu te mai simți chisit de noroi și... Vreau o mașină cu împrumut. Trebuie să mă întorc la Matthews." "El a murit?" "Da." Omul roșu la față înălță din sprâncene și fluieră ascuțit. "Îmi împrumuți mașina?" întrebă Ned. "Doamne ferește, frate, fii rezonabil. Cum ai putea să conduci o mașină?"
O să mă duc pe jos, zise Ned, depărtându-se de celălalt cu un mers nesigur. Omul îi aruncă o privire fioroasă. Ba, n-ai să te duci. Dacă te mai ții pe picioare până-mi pun nădragii, te duc eu cu mașina. Deși mai mult ca sigur că o să mor pe drum. Opal Medwick și Eloise Matthews stăteau în încăperea de la parter, când Ned Beaumont intră mai mult pe sus decât însoțit de omul cu față roșie. Intraseră fără să bată și cele două fete stăteau în picioare una lângă alta, speriate, cu ochii mari. Ned se trase din brațele tovarășului său și se uită cu o privire ștearsă prin cameră. Unde e Shad? Întrebă el împiedicându-se. A plecat, răspunse Opal. Toți au plecat. Bine, spuse el abia vorbind. Vreau să stau de vorbă numai cu tine. Eloise Matthews se repezi la el. Tu l-ai ucis, țipă ea. El chicoti prostește și încercă să o ia în brațe. Ea scoase un urlet și lovi peste obraz. El căzu drept pe spate fără să se încline. Omul cu fața roșie încercă să-l apuce, dar nu reuși. După ce se izbi de podea, nu se mai mișcă. Capitolul 7. Aliații. 1. Senatorul Henry puse șervețelul pe masă și se ridică. În picioare părea mai înalt și mai tânăr decât era. Capul lui destul de mic, sub învelișul părului alb, era extraordinar de simetric. Pe fața lui de patrician, mușchii îmbătrâniți îi căzuseră accentuindu-i liniile verticale, dar gura era neschimbată și ochii păreau neatinși de scurgerea anilor. Erau verzi, cenușii, înfundați în orbite nu prea mari, dar strălucitori, cu ploapele netede. Vorbi cu o politețe gravă, studiată. Mă scuzați dacă le iau puțin pe pol sus cu mine? Da, răspunse fica lui, dar mi-l lași pe domnul Beaumont și promit să nu stați acolo toată seara. Ned se înclină ușor, zâmbind politicos. Împreună cu Janet Harry, Ned intră într-o cameră albă, unde focul ardea leneș în căminul alb, aruncând străluciri roșiatice pe mobila de mahon. Ea aprinse o lampă lângă un pian și se așeză cu spatele la claviatură, cu capul între Ned și lampă. Părul blond împrumuta lumina lămpii și aurăa capul. Rochia neagră de antilopă era mată, nu purta nicio bijuterie. Ned Beaumont se aplecă să scuture în foc scrumul țigării. Avea la cămașă o perlă neagră ce strălucea în lumina focului, ca un ochi roșu. După ce scutură scrumul, o întrebă. Cânti ceva? Da, dacă vrei, dar ceva mai târziu, fiindcă nu mă simt foarte bine. Aș vrea să stăm de vorbă acum, când am prilejul. Stătea cu mâinile în poală, cu brațele pe lângă trup, cu umerii aduși puțin înainte. Ned se înclină politicos, dar nu spuse nimic. Se depărtă de cămin și se așeză destul de aproape de ea, pe o sofa cu brațe în formă de liră. Deși era atent, fața lui nu exprima curiozitate. Întorcându-se pe bancheta de la pian ca să-l privească în față, ea îl întrebă cu glas tins, intim. Ce face Opo? El îi răspunse indiferent. Foarte bine, după câte știu, deși n-am mai văzut-o de o săptămână. Duse țigara la gură, dar se opri brusc, ca și când tocmai atunci îi venise o idee. De ce mă întrebi? Ea făcu ochii mari. Nu stă în pat din cauza unui surmenaj nervos? A, da, răspunse Ned nepăsător zâmbind. Nu ți-a spus Paul? Mi-a spus că stă în pat, că-i surmenată nervos. Se uită la Ned încurcată. Mi-a spus Paul. Ned zâmbind blând. Presupun că e destul de susceptibil din această cauză, spuse el rar, uitându-se întâi la țigare, apoi la ea și dând din numeri. N-are nimic, nici vorbă de așa ceva. Pur și simplu, i-a intrat în cap ideea stupidă că Paul l-a ucis pe fratele dumitale. Și ceea ce e mai prost e că începuse să vorbească peste tot. Și Paul nu putea să admită că fica lui să-l acuze de crimă, așa că a fost obligat să o țină în casă, până îi scoate prostia asta din cap. Vrei să spui că e... Șovăi, apoi adăugă cu ochi strălucitori, că e prizonieră? O spui melodramatic, protestă el indiferent. E doar un copil. Și una din metodele de a-i cuminți pe copii e să-i ții în camera lor. A, da, zise Janet Henry grăbită. Numai că își ridică mâinile din poală, apoi pe Ned. De ce crede asta? Dar cine nu crede? Întrebă Ned cu un zâmbet blând. Janet se prinse cu mâinile de marginea banchetei și se aplecă înainte cu fața albă încordată. Asta voiam să te întreb și eu, domnule Beaumont. Lumea chiar crede așa ceva? Ned, cu o expresie placidă, făcu semn că da. Degetele Genetei se înălbiseră pe marginea banchetei. Întrebă cu glas sec. De ce? Ned se ridică de pe sofa și se îndreptă spre cămin ca să arunce țigara în foc. Se întoarse și se așeză comod, picior peste picior.
Tabăra cealaltă e convinsă că duce o politică bună, îndemnându-i pe oameni să creadă așa ceva, spuse el, fără să arate prin glas, pe față sau prin atitudine, că are vreun interes personal în ceea ce spune. Ea se încruntă. Domnule Beaumont, dar de ce să creadă oamenii dacă nu există vreo dovadă sau ceva care ar putea fi interpretat astfel? El o privi curios și amuzat. Sigur că există. Credeam că știi. Își mângâie mustața. Dumneata, n-ai primit niciuna din scrisorile anonime care circulă? Ea se ridică repede, tulburată. Eu, da, azi. Am vrut să ți-o arăt și... El râse încet, făcând un semn cu mâna ca să se oprească. Nu te deranja. Se pare că seamănă toate destul de bine între ele și am văzut o mulțime. Ea se așeză încet, parcă fără să vrea. Ei bine, scrisorile astea, materialele publicate de Observer până când l-am scos din luptă, vorbele răspândite de ceilalți, au fost folosite ca acuzație împotriva lui Paul. Janet încetă să-și mai frământe buzele. E într-adevăr în pericol? Ned Beaumont tădu din cap și vorbi calm și sigur. Dacă pierde alegerile, pierde și influența asupra orașului, a guvernului. Va fi electrocutat. Janet tremură și întrebă cu glas stins. Dar dacă câștigă, e în siguranță? Precis, încuvință Ned. Ea-și ținu respirația. Îi tremurau buzele, vorbea greu. O să câștige? Cred că da. Și atunci nu o să aibă nicio importanță cât de multe dovezi vor exista împotriva lui. Nu o să mai fie în pericol? Întrebă cu glas gătuit. Nu o să fie judecat, o asigură Ned Beaumont. Deodată tresări. Strânse tare din ochi, îi deschise și se uită la fața ei palidă, încordată. O undă de bucurie îi apăru în ochi, apoi se răspândi pe toată fața. Râse încet, dar extrem de încântat și se ridică exclamând. Judith în persoană! Janet Henry rămase nemișcată, ținându-și respirația. Din fața albă, lipsită de expresie, ochii căprui îl priveau fără să înțeleagă. Ned începu să se plimbe prin cameră la întâmplare, vorbind fericit singur, deși din când în când întorcea capul ca să-i zâmbească. Sigur, ăsta e jocul. A putut să-l accepte pe Paul, să fie politicoasă cu el, de dragul ajutorului în politică de care avea nevoie tatăl ei. Dar totul are o limită. Și totuși lui Paul i-a fost de ajuns. Era teribil de îndrăgostit. Dar când își vârâ în cap că Paul i-a ucis fratele și că o să scape de pedeapsă dacă ea nu... E splendid. Fica și iubita lui Paul încercând amândouă să-l împingă spre scaunul electric. Știu că are noroc la femei. Luă o țigară subțire de foi cu pete verzui. Se opri în fața Janetei Henry, tăie vârful țigării și, fără să o acuze, îi spuse pe un ton de parcă i-ar fi împărtășit o descoperire. Dumneata ai trimis scrisorile anonime. Nu încape nicio îndoială. Au fost scrise la mașina din camera unde obișnuia să se întâlnească Opel cu fratele dumitale. Fiecare avea o cheie. Nu le-a scris Opel, fiindcă a fost surprinsă și tulburată primindu-le. Dumneata ai făcut-o. Ai luat cheia fratelui dumitale când a fost înapoiată cu alte lucruri de la poliție. Te-ai furișat în cameră și le-ai scris. Strașnic! Începu iar să umble prin cameră. Ei bine, va trebui să-l convingem pe senator să aducă o brigadă de infirmiere voinice și să te închidă în cameră din pricina unui surmenaj nervos. Boala asta începe să fie molipsitoare printre fetele politicienilor noștri. Da, trebuie să ne asigurăm alegerile, chiar dacă fiecare familie din oraș își va avea pacientul ei. Întoarse capul și zâmbi binevoitor. Janet duse mâna la gât. Nu se mișca, nu vorbea. Senatorul nu o să ne facă prea multe greutăți, din fericire, continuă Ned. Lui nu-i pasă de nimic. Nici de dumneata, nici de fiul ucis. Îi pasă doar de alegeri și știe că nu poate fi ales fără ajutorul lui Paul. Râse. Asta te-a împins să joci rolul lui Judith, nu-i așa? Știai că tatăl dumitale nu o să rupă legătura cu lui Paul, chiar dacă îl crede vinovat până după alegeri. Ei da, asta e o consolare pentru noi. Tăcu. Își aprinse țigara și între timp vorbia. Își luase mâna de la gât. Glasul îi era calm. Nu știu să mint. Da. Paul l-a ucis pe Taylor. Eu am scris scrisorile. Ned scoase țigara din gură, se așeză din nou pe sofaua cu brațe în formă de liră în fața ei. Vorbi grav, dar fără ostilitate. Îl urăști pe Paul, nu-i așa? Chiar dacă ți-aș dovedi că nu l-a ucis pe Taylor, tot l-ai urât, nu? Da, răspunse el privindu-l într-una. Cred că da. Asta e, conchise Ned. Nu-l urăști, fiindcă crezi că ți-a ucis fratele. Crezi că l-a ucis, fiindcă îl urăști. Nu, spuse ea, clătinând încet din cap. El zâmbi sceptic. Ai vorbit cu tatăl dumitale în această problemă. Ea-și mușcă buzele și se înroși puțin. Ned zâmbi din nou. Și te-a spus că e ridicol. Se înroși mai tare.
Începu să spună ceva, dar apoi tăcu. Dacă Paul ți-ar fi ucis fratele, tatăl dumitale ar ști. Janet privi în jos și spuse cu glas abătut. Tata trebuie să știe, dar nu vrea să o recunoască. Ar trebui să știe, zise Ned, făcând ochii mici. În seara aceea, Paul a pomenit ceva despre Taylor și Opal? Nu știi ce s-a întâmplat în seara aceea? Întrebă ea mirată. Nu. N-a avut nicio legătură cu Taylor și cu Opal, zise ea în grabă. A fost... Întoarse brusc fața spre ușă și tăcu. Prin ușă se auzea un râs puternic, profund și pași ce se apropiau. Ea îl privi pe Ned grăbită, ridicându-și mâinile într-un gest rugător. Trebuie să-ți spun, șoptia disperată, dar serioasă. Pot să te văd mâine? Da. Unde? La mine acasă, sugeră el. Ea încuvință repede. Abia a avut timp să-i șoptească adresa, să întrebe după 10 și el să aprobe. Senatorul Harry și Paul Medwick intrară în cameră. 2. Paul Medwick și Ned Blunt își luară rămas bun de la familia Harry la 10:30 și se urcară într-un automobil maro, cu care Medwick se îndreptă spre strada Charles. După un răstimp, Medwick respiră satisfăcut și zise: Doamne, Ned, nici nu știi cât sunt de fericit că Janet și cu tine vă înțelegeți așa de bine. Eu mă înțeleg cu oricine, zise Ned, uitându-se cu coada ochiului la profilul lui Medwick. Acesta chicotii. Da, te înțelegi, spuse el indulgent. Ce dracu! Ned își strânse buzele într-un zâmbet subțire, trainic, și spuse: Aș vrea să stăm mâine de vorbă. Ce faci, să zicem, după masă? Medwick întoarse mașina pe strada China. Sunt la birou. E începutul lunii. Dar de ce nu-mi spui acum? Avem toată noaptea înaintea noastră. Nu știu încă totul acum. Ce face Opal? E bine, răspuse Medwick posomorât. Pe urmă exclamă: Doamne, aș vrea să fiu supărat pe ea. Ar fi mult mai ușor. Trecură pe lângă un stâlp. Nu se mai putu abține și spuse: Bine că nu-i gravidă. Ned nu răspunse. Chipul lui era lipsit de expresie. Medwick micșoră viteza că se apropiau de clubul Log Cabin. Era roșu la față. Întrebă regușit: Tu ce crezi, Ned? A fost amanta lui sau n-a fost decât o joacă între un băiat și o fată? Întrebă dregându-și glasul zgomotos. Nu știu, zise Ned. Nu mă interesează. Să nu o întrebi, Paul. Medwick opri mașina, rămânând pentru o clipă la volan, cu ochii ațintiți în față. Apoi își dresă iar glasul și spuse cu glas căzut, răgușit: Ești un băiat chiar așa de rău, Ned. Da, îl aprobă Ned, coborând din mașină. Intrară în club, despărțindu-se ca de obicei în capul scărilor de la etajul 2, sub porticul guvernatorului. Ned Beaumont intră într-o cameră destul de mică din spatele clădirii, unde 5 bărbați jucau poker, iar alți 3 îi priveau. Jucătorii făcură loc la masă și pe la ora 3, când se sparse jocul, Ned câștigase aproximativ $400. 3. Era aproape de amiază când Janet Harry sosi la Ned Beaumont. De mai bine de o oră, Ned se plimba prin cameră, rozându-și unghiile și fumând. Când auzi soneria, se duse spre ușă fără grabă, o deschise și, zâmbindu-i cu un aer de ușoară, dar plăcută surpriză, îi spuse: Bună dimineața! Îmi pare îngrozitor de rău că am întârziat, începuia, dar n-a întârziat deloc, o liniști el. Era vorba că vii după ora 10. O poftim în living room. Îmi place aici, zise ea, uitându-se încet împrejur, examinând încăperea de modă veche, înălțimea tavanului, lățimea ferestrelor, oglinda uriașă de deasupra căminului, plușul roșu al mobilei. E încântător. Își îndreptă privirile spre ușă pe jumătate deschisă. Acolo-i dormitorul? Da, vrei să-l vezi? Îmi doresc foarte mult. Îi arătă dormitorul, pe urmă bucătăria și baia. E splendid, zise ea când se întoarseră în living room. Nu știam că mai sunt astfel de case într-un oraș atât de modern cum e al nostru. El se înclină ușor, în semn de aprobare. Da, cred că e destul de drăguț. Și după cum vezi, nu e nimeni care să tragă cu urechea, doar dacă nu s-o fi ascuns și leva prin vreun dulap, ceea ce e puțin probabil. Ea prinse curaj și privi drept în ochi. Nu m-am gândit la asta. S-ar putea să nu fim de acord, s-ar putea chiar să devenim sau să fim dușmani, dar știu că ești un gentleman, altfel n-aș fi venit aici. Vrei să spui că am învățat să nu port pantofi maro la un costum blămarin? Întrebă el amuzat. La asta te gândeai? Nu la asta. Atunci greșești, zâmbi el. Sunt un cartofor, parazitul unui politician. Nu greșesc, spuse ea cu o expresie rugătoare în ochi. Te rog, hai să nu ne certăm, cel puțin până n-o să avem încotro. Iartă-mă, zâmbi el. Nu stai jos? Ea se așeză, nedăjlo și el un scaun roșu.
Se așeză în fața ei și spuse: Ei, acum spune-mi ce s-a întâmplat la voi acasă, în seara când a fost ucis fratele dumitale. Da, zise ea, abia auzindu-se. Se înroși la față și se uită în pământ. Când își ridică iar privirile, avea o expresie timidă și continuă cu glas jenat. Am vrut să știi. Ești prietenul lui Paul și asta ar putea să mi te facă dușman. Dar cred că atunci când o să afli ce s-a întâmplat, când o să știi adevărul, cel puțin nu să fii dușmanul meu. Nu știu. Poate vei... Da, trebuie să știi. Atunci o să poți lua o hotărâre. El nu ți-a spus, nu-i așa? Îl întrebă fixându-l cu privirea din care dispăruse timiditatea. Nu știu ce s-a întâmplat în seara aceea dumneavoastră acasă. El nu mi-a spus. Ea se aplecă repede spre el întrebându-l. Asta nu înseamnă că are ceva de ascuns? Să presupunem că așa ar fi, spuse el cu glas calm și fără curiozitate. Da, trebuie să știi, se încruntă. O să spun ce s-a întâmplat și o să-ți dai singur seama. Se aplecă și mai mult spre el, privindu-l fix cu ochii ei căprui. A venit la masă. Era prima oară când era invitat la noi la masă. Asta știam, zise Ned. Fratele dumitale n-a fost. N-a fost la masă, îl corectă ea imediat, dar era sus la el, în cameră. La masă am fost numai tata, Paul și cu mine. Taylor, în casă în oraș. N-a vrut să ia masa cu Paul din cauza discuției în legătură cu Oppo. Ned asculta atent, fără să participe însă prea mult. După masă, Paul și cu mine, am rămas un timp singuri, în camera unde am stat de vorba seară, și deodată m-a luat în brațe și m-a sărutat. Ned Beaumont izbucni în râs, nu tare, dar cu o veselie bruscă, nestăpânită. Janet Henry îl privi surprinsă. El își preschimbă râsul în zâmbet zicând, iartă-mă, continuă, îți spun mai târziu de ce am râs. Dar când ea a vrut să continue, o întrerupse. Stai, a spus ceva când te-a sărutat? Nu, adică s-ar putea, dar n-am înțeles. Janet era din ce în ce mai uimită. Dar de ce mă întrebi? Râse iar. Trebuie să fi spus ceva în legătură cu ceea ce îi se datorează. A fost probabil vina mea. Eu tot încercasem să-l conving să nu-l sprijine pe tatăl dumitale în alegeri, că și te folosește ca momeală ca să-l câștige pe el. Și l-am sfătuit că dacă vrea să fie cumpărat în felul acesta, trebuie să se asigure și să-și ia partea ce-i se cuvine înainte de alegeri, fiindcă altfel nu va mai lua niciodată. Ea făcu ochii mari și nu mai păru așa de uimită. Asta s-a întâmplat chiar în după amiaza aceea, continuă Ned, deși nu credeam că o să am prea mult succes când i-am spus. Își încreții fruntea. Da, ce i-ai făcut? Avea intenția să se căsătorească cu dumneata și era plin de respect și de admirație pentru dumneata. Probabil l-ai provocat de s-a repezit așa la dumneata. Nu i-am făcut nimic, răspunse ea rar, deși a fost o seară apăsătoare. Niciunul dintre noi nu ne-am simțit în largul lui. M-am gândit, deși am încercat să nu arăt, că nu-mi facea plăcere să stau cu el. El nu se simțea în voie. Știu și presupun că această jenă, poate și bănuiala că dumneata a avut dreptate, l-au făcut să isprăvi propoziția făcând un gest scurt cu amândouă mâinile. Da. Și ce s-a întâmplat după aceea? Întrebă Ned. Am înfuriat și am plecat. Nu i-ai spus nimic? În ochii lui Ned sclipea o voieșie prost ascunsă. Nu. Și nici pe el nu l-am auzit să fi spus ceva. Am urcat și m-am întâlnit cu tata care cobora. În timp ce îi povesteam ce se întâmplase, fiind tot atât de furioasă pe tata ca și pe Paul, deoarece tata era vinovat de prezența lui, l-am auzit pe Paul ieșind pe ușa de la intrare. Atunci a coborât și Taylor din camera lui. Fața lui Janet se albi și se încordă. Glasul lui deveni răgușit din cauza emoției. Taylor m-a auzit când îi vorbeam tati și m-a întrebat ce se întâmplase, dar l-am lăsat cu tata și m-am dus la mine în cameră. Eram prea furioasă ca să mai discut. Nu i-am văzut pe niciunul până când a venit tata la mine în cameră și mi-a spus că Taylor a fost ucis. Se opri și îl privi pe Ned cu fața albă, răsucindu-și degetele și așteptând un răspuns. Răspunsul fu o întrebare rece. Ei și? Ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Repetă ea uluită. Nu înțelegi? Cum să nu mă gândesc că Taylor a fugit după Paul, l-a ajuns din urmă și a fost ucis de el? Era furios și... Ea se lumină la față. Știi că nu i s-a găsit pălăria. Era prea grăbit, prea furios ca să se mai gândească la pălărie. El, Ned, clătină încet din cap, întrerupând-o cu glas sigur. Nu, zise el. Asta nu se poate. Paul n-ar fi putut să-l omoare pe Taylor și nici n-a făcut-o. Ar fi putut să-l oprească cu o singură mână și el nu și-ar fi pierdut capul în luptă. Știu, l-am văzut pe Paul luptând. Am luptat și eu cu el. Nu, asta nu se poate.
Închise ploapele peste ochii ce împietriseră parcă. Să zicem că l-a ucis. Accidental, vreau să spun. Deși nici asta nu cred. Nu ești de părere că a făcut-o numai din autoapărare? Dacă a fost autoapărare, de ce ar ascunde-o? Dăduia din cap disprețuitor, fără să-l impresioneze pe Ned. Vrea să se însoare cu dumneata, explică el. Nu i-ar ajuta prea mult dacă ar recunoaște că ți-a ucis fratele, chicotie el. Devin și eu rău ca dumneata. Nu l-a ucis Paul, domnișoara Harry. El privi cu asprime, fără să vorbească. Ned căpătă o expresie gânditoare, apoi, răsucindu-și degetele, o întrebă. Crezi că fratele dumitale a fugit în seara aceea după Paul, numai pentru că ți se pare, sau mai e și altceva care te face să afirmi lucrul acesta? Asta e destul, insistă ea. El l-a ucis. Nu se poate altfel. Altfel ce-ar fi căutat Taylor cu capul gol pe strada China? Tatăl dumitale nu l-a văzut ieșind? Nu, nici el n-a știut până n-am auzit. El e de aceeași părere cu dumneata? Întrerupse Ned. Trebuie, strigă ea. Nu se poate să greșesc. Trebuie să fie de acord, indiferent ce spune, tot așa cum trebuie să fii și dumneata. Avea ochii în lacrimi. Nu poți avea pretenția să cred că nu ești de acord, domnule Vumont. Nu știu ce știai dumneata înainte. L-ai găsit mort pe Taylor. Nu știu ce ai mai găsit, dar acum trebuie să știi adevărul. Lui Ned începură să-i tremură mâinile. Se lăsă mai jos în scaun ca să-și poată băga mâinile în buzunarele pantalonilor. Fața era calmă, nu se vedeau decât niște dungi de încordare în jurul gâtului. Spuse, l-am găsit mort, nu mai era nimeni acolo, n-am găsit nimic altceva. Ai găsit acum, zise ea. Sub mustața moale, buzele lui Ned tremurară, iar ochii se înflăcărară de mânie. Vorbi cu glas scăzut, aspru, voit amar. Știu că oricine l-a ucis pe fratele dumitale a făcut lumii un serviciu. Ea se făcu mică de tot, își duse mâna la gât, dar imediat groaza i-a dispărut de pe față și se ținu dreaptă, privindu-l cu milă. Știu, zise ea blând, ești prietenul lui Paul, te doare. El plecă puțin capul mormăind. Am spus un lucru josnic. A fost o prostie, spuse, zâmbind strâmb. Vezi, am avut dreptate că nu sunt un gentleman. Zâmbetul îi dispăru odată cu rușinea din ochii ce rămâseseră limpeți și hotărâți. Apoi adăugă calm. Ai dreptate în ceea ce privește prietenia mea cu Paul. Sunt prieten cu el, indiferent pe cine a ucis. După un timp în care îl privise fix, i-a spuse cu glas stins, a bătut. Atunci? E inutil? Credeam că dacă o să spun adevărul, se opri, făcând un gest disperat cu mâinile, umerii și capul. Apoi oftă întinzându-i mâna. Îmi pare rău și sunt dezamăgită, dar nu trebuie să fim dușmani, nu-i așa? El se ridică în fața ei, dar nu-i luă mâna. Îi spuse, omul din dumneata care l-a înșelat și încearcă să-l înșele pe Paul e dușmanul meu. Cu mâna întinsă spre el, îl întrebă, dar celălalt om din mine, omul care n-are nimic de-a face cu asta, el îi luă mâna, înclinându-se. După ce Janet Harry plecă, Ned se duse la telefon, formă un număr și spuse, alo, aici e Beaumont. Domnul Medwig n-a sosit? Când se întoarce, vă rog să-i spuneți că l-am căutat și că o să vin să-l văd. Da, mulțumesc. Se uită la ceas, trecuse de ora 1. Și-a prins o țigară, se așeză la geam, fumând și uitându-se la biserica cenușie de vis-a-vis. Fumul țigării se încolăcea în norii cenușii deasupra capului. Mușcă țigara cu dinții. Rămase acolo 10 minute până când sună telefonul. Răspunse. Alo? Da, Harry. Sigur. Unde ești? Vin în centru. Așteaptă-mă acolo. O jumătate de oră. E în regulă. Zurlui țigara în cămin, își puse pălăria și pardesiul și ieși. Se duse pe jos până la un restaurant din apropiere, mâncă o salată cu niște chifle, bă o ceașcă de cafea, se duse tot pe jos până la un mic hotel cu numele de Majestic, urcă la etajul 4 cu liftul, condus de un tânăr mărunt, care îi spuse pe nume, și îl întrebă ce crede despre cursa a treia. Ned se gândi și răspunse, cred că Lord Byron o ia. Sper că greșești, zise liftierul. Eu am pariat pe orga mare. Poate, dar aleargă cu prea mare greutate, zise Ned. Se duse la camera 417 și bătu la ușă. Harry Sloss, în cămașă, deschise ușa. Era un bărbat de 35 de ani, mic, dar bine legat, cu fața lată, palidă și pe jumătate chel. Ai venit la țanc, intră. Ce necaz ai? Întrebă Ned după ce Harry închise ușa. Harry se așeză pe pat și se încruntă îngrijorat spre Ned. Nu-mi place deloc chestia asta, Ned. Ce anume? Chestia asta cu Ben, care s-a dus la poliție.
Bine, zise Ned iritat. Când vrei să vorbești, spune. Stai, Ned, îi făcu Slos semn cu mâna, să spun despre ce-i vorba. Ascultă. Își căută țigările în buzunar și scoase un pachet turtit. Ți-amintești de seara când a fost curățat băiatul lui Harry? Da, zise Ned nepăsător. Ți-aduce aminte că Ben și cu mine tocmai venisem când ai ajuns tu la club? Da. E bine, ascultă. L-am văzut pe Paul și pe băiat certându-se acolo, sub pomi. Ned își mângâie mustața, apoi vorbi rar, părând nedumerit. Dar eu v-am văzut coborând din mașină în fața clubului, imediat după ce l-am găsit mort, și veneați din partea cealaltă, i-a făcut semn cu arătătorul, și Paul ajunsese la club înaintea voastră. Da, așa e, aprobă Slos energic, dar noi am mers pe strada China până la Pinky Klein acasă. Nu l-am găsit, ne-am întors și am luat-o înapoi spre club. Ce ați văzut exact? L-am văzut pe Paul și pe băiat stând sub pom și certându-se. Ați putut vedea asta din mașină? Slos în cuvință energic. Dar era un loc întunecos, i-a mintit Ned. Nu văd cum ați putut să le distingeți fețele trecând cu mașina, doar dacă ați încetinit sau ați oprit. Nu, n-am făcut asta, dar eu l-aș recunoaște pe Paul oriunde, insistă Slos. Poate, dar de unde știi că era cu băiatul? El era, precis, l-am putut vedea destul ca să ne dăm seama. Și ați văzut că se certau? Cum adică, se băteau? Nu, dar stăteau în picioare de parcă discutau. Știi că uneori poți să-ți dai seama că niște oameni se ceartă după felul în care stau. Da, zâmbi Ned fără veselie, dacă unul din ei stă cu picioarele pe celălalt. Zâmbetul îi dispăru. Și pentru asta s-a dus Ben la poliție? Da. Nu știu dacă s-a dus de capul lui sau dacă Far a aflat cumva și l-a chemat. Dar, oricum, i-a spus lui Far. Asta s-a întâmplat ieri. Tu cum ai aflat, Harry? Far umblă după mine. Așa am aflat. Ben mi-a spus că am fost împreună și Far mi-a trimis vorbă să trec pe la el, dar eu n-am de gând. Sper, Harry, zise Ned. Ce ai să spui dacă Far te prinde? N-o să-l las să mă prindă. De asta am vrut să te văd. Își drese glasul și șumezi buzele. M-am gândit că poate ar trebui să plec din oraș vreo săptămână, două, până se lămurește într-un fel, dar pentru asta îmi trebuie niște bani. Ned zâmbi, clătinând din cap. Nu așa trebuie să faci, zise el. Dacă vrei să-l ajuți pe Paul, du-te la Far și spune-i că nu i-ai recunoscut pe cei doi de sub pomi și că nu crezi că cineva care era în mașină ar fi putut să-i recunoască. E în ordine, așa am să fac, răspunse Slos bucuros. Dar ascultă, Ned, trebuie să-mi iasă și mie ceva de aici. Risc și în sfârșit, știi cum e. Ned încuviință. După alegeri o să-ți găsim poate o slujbă ușoară unde să te duci doar un ceas pe zi. Asta va fi bine. Slos se ridică. Ochii lui galben verzui îl priveau stăruitor. Ned, sunt lefter. N-ai putea să-mi dai ceva bani acum? Mi-ar pica al dracului de bine. Poate. Să vorbesc cu Paul. Te rog, Ned, și dă-mi un telefon. Sigur. La revedere. De la hotelul Majestic, Ned Beaumont se duse la primăria orașului, la biroul procurorului districtului și spuse că vrea să vorbească cu domnul Farr. Tânărul cu fața rotundă, căruia îi se adresase, ieși din birou întorcându-se peste o clipă ca să-și ceară scuze. Îmi pare rău, domnule Beaumont, dar domnul Farr nu e aici. Când se întoarce? Nu știu, n-a lăsat vorbă secretarei. O să-mi încerc norocul. Îl aștept la el în birou. Vai, dar nu puteți, îl opri tânărul. Ned zâmbi amabil și spuse dulce. Nu-ți place slujba asta, băiete? Tânărul șovăi, se agită și se dădu la o parte din drum. Ned o luă pe coridorul ce ducea la biroul procurorului și deschise ușa. Far își ridică ochii de pe birou și sări în picioare. Tu erai? Strigă el. Dracu să-l ia pe băiat. Niciodată nu înțelege cum trebuie. Un domn Bauman a zis. Nu face nimic, zise Ned blând. Tot am intrat. Lăsă pe procuror să-i strângă mâna și să-i ofere un scaun. După ce se așeză, îl întrebă cu nepăsare. Ceva noutăți? Nimic. Far se lăsă pe speteaza scaunului cu degetele în buzunarul de la vestă. Aceeași corvoadă. Și Dumnezeu știe că mi-e până peste cap. Cum merge cu alegerile? Ar putea să meargă și mai bine, dar cred că o să o scoatem la capăt, răspunse procurorul cu o umbră pe fața lui roșie, bătăioasă. Ce s-a întâmplat? Întrebă Ned la fel de nepăsător. Când una, când alta, totdeauna e câte ceva. Asta e politică. Eu sau Paul putem să te ajutăm cu ceva? Întrebă Ned și după ce Far clătină din claia sa, continuă. Zvonul că Paul ar avea de-a face cu uciderea lui Harry e lucru care îți dă cel mai mult de furcă? O licărire de spaimă trecu prin ochii lui Far, dar dispăru într-o clipă. Se așeză drept în scaun.
Ei, da, zise el prudent. Mulți sunt de părere că ar fi trebuit să lămurim crima înainte de alegeri. Asta e o problemă, poate cea mai importantă. Ai progresat de când te-am văzut ultima dată? Ai mai aflat ceva nou? Farr făcu semn că nu. Avea o privire prudentă. Ned zâmbi rece. Înaintez la fel de încet în unele probleme? Da, desigur, Ned, răspunse procurorul mișcându-se în scaun. Ned aprobă dând din cap. Ochii străluceau plini de răutate. I se adresă ironic. Problema Ben Ferris este și ea una din cele în care înaintezi încet? Farr deschise gura boantă, apoi o închise la loc și-și frecă buzele. Ochii, holbați de uimire, pierdură apoi orice expresie. Nu știu dacă e sau nu ceva în povestea asta cu Ferris, dar nu cred. Nici nu m-am gândit prea mult la asta, drept să spun. Ned râse baciocoritor. Știi că nu ți-aș ascunde nimic important ție și lui Paul. Mă cunoști destul de bine. Te-am cunoscut înainte de a deveni nervos, răspunse Ned. Dar nu-i nimic. Dacă îl cauți pe tipul care a fost în mașină cu Ferris, poți să-l găsești chiar acum la hotelul Majestic, în camera 417. Farr se uita țintă la garnitura de birou, la nudul care dansa, ținând un aeroplan între două tocuri inclinate. Fața lui greoaie era lipsită de expresie. Nu scoase o vorbă. Zâmbind cu buzele strânse, Ned se ridică de pe scaun. Paul e întotdeauna bucuros să scoată băieții din încurcătură. Crezi că ar fi de vreun folos dacă s-ar lăsa arestat și judecat pentru uciderea lui Henry? Farr nu-și luă ochii de la garnitura verde de birou, spuse cu încăpățânare. Nu eu trebuie să-i spun lui Paul ce să facă. Ei, bravo, exclamă Ned. Se aplecă peste birou la urechea procurorului și își opti confidențial. Și acum, ascultă-mă, nu fă prea multe fără știrea lui Paul. Și zâmbind, după ce închise ușa, zâmbetul îi dispăru. Capitolul 8. Despărțirea. 1. Ned deschise o ușă pe care scria Compania de Construcții și Contractări East State. Spuse bună ziua celor două fete tinere de la birou, trecu printr-o încăpere mai mare, unde erau vreo 6 bărbați cu care stătu de vorbă și deschise o ușă pe care scria Intrarea oprită. Pătrunse într-o cameră pătrată, unde Paul Medwick ședea la un birou vechi, uitându-se prin niște hârtii pe care un omuleț respectos i le punea în față. Medwick își înălță capul și zise, Bună, Ned! Dădu hârtiile la o parte, spunând omulețului, Adu hârțoagele astea mai târziu. Omulețul își adună hârtiile, apoi răspunse, Da, domnule! Bună ziua, domnule Beaumont! Apoi ieși din cameră. Arăs ca după noapte grea, Ned, zise Medwick. Ce ai făcut? Stai jos! Ned scoase pardesiul, îl puse pe un scaun, pălăria deasupra și scoase o țigară. N-am nimic. La tine ce-i nou? Se așeză pe un colț al biroului vechi. Aș vrea să merg să stai de vorbă cu McLaughlin, zise Medwick. E singurul care te poți înțelege cu el. De acord. Ce s-a întâmplat cu el? Dumnezeu știe, se întrebă Medwick. Credeam că e la ordinele mele, dar face pe șmecherul cu noi. O lumină sumbră apăru în ochii negri al lui Beaumont. Se uită la bărbatul blond întrebând, Și el?" Ce vrei să spui cu asta, Ned?" întrebă Medwick rar, după o clipă de gândire. Ned răspunse cu altă întrebare. Ești mulțumit de felul în care merg treburile?" Medwick dădu nerăbdător din numeri, cu aceeași privire cercetătoare. Dar nici chiar așa de nemulțumit, ce naiba," zise el. O să ne lipsim de voturile lui McLaughlin, dacă va trebui." Poate, zise Ned cu buzele strânse, dar nu putem continua pierzând și câștigând în același timp. Duse țigara în colțul gurii și spuse, știi că nu mai stăm așa de bine ca acum 2 săptămâni. Medwick zâmbi cu indulgență. Vai, doamne, cum îți place să te jeluiești, Ned. Nu ești mulțumit de nimic. N-așteptă răspunsuri și continuă placid. Nu mi s-a întâmplat niciodată până acum să particip la o campanie care să nu pară că se duce dracului dintr-un moment într-altul. Și totuși nu se duce. Ned își aprinse țigara, trase din ea și zise, Asta nu înseamnă că odată nu o să se ducă. Dacă moartea lui Taylor Henry nu e clarificată imediat, nu trebuie să-ți mai faci griji în ce privește campania. Tu o să te duci la fund, indiferent cine câștigă. Ochii albaștri al lui Medwick se întunecară. Fața rămase neschimbată ca și glasul. Ce vrei să spui cu asta, Ned? Toată lumea din oraș crede că tu l-ai ucis. Da? Medwick își duse o mână la bărbie și se scârpină gânditor. Nu o să face griji din pricina asta. Am mai auzit eu vorbe pe seama mea și înainte. Ned zâmbi dulce și întrebă cu admirație prefăcută. E ceva prin care să nu fi trecut până acum? N-ai fost cumva și pe scaunul electric? Să nu crezi că am să ajung vreodată, râse Medwick.
Acum nu ești prea departe de el, Paul, zise Ned încet. Medwig râse din nou. Iisuse Hristoase, exclamă el sfidător. Ned ridică din umeri. Nu ești ocupat? Nu-ți răpesc timp cu prostiile mele? Te ascult, zise Medwig calm. Niciodată n-am pierdut ceva ascultându-te. Mulțumesc, domnule. De ce crezi că McLaughlin încearcă să se strecoare, să-ți scape? Medwig făcu semn că nu știe. Își închipuie că ești învins, zise Ned. Toată lumea știe că poliția nici măcar n-a încercat să-l găsească pe ucigașul lui Taylor și toți cred că tu ești vinovat. McLaughlin își închipuie că asta e destul, că de data asta o să fii învins în alegeri. Da? Îți închipui că o să-l pună mai degrabă pe șat să conducă orașul în locul meu? Crede că dacă sunt bănuit de o crimă, reputația mea e mai proastă decât a lui Shad? Ned îl privi încruntat. Ori te păcălești singur, ori în ce să mă păcălești pe mine. Ce are a face reputația lui Shad cu asta? El nu sprijină deschis pe niciun candidat. Tu însă da. Și candidații tăi sunt răspunzători pentru faptul că nu se face nimic pentru descoperirea criminalului. Cu mâna la bărbie, Medwig se sprijini pe birou într-un cot. Pe fața lui frumoasă, rumenă, nu se vedea niciun rid. Am vorbit destul despre ce-și închipui alții. Hai să vorbim acum despre ceea ce-ți închipui tu, Ned. Crezi că sunt înfrânt? Probabil, zise Ned cu voce joasă, sigură. 100% dacă stai liniștit. Zâmbi. Dar candidații tăi ar trebui să iasă bine. Asta, zise Medwig flegmatic, ar trebui să o explici. Ned Beaumont se aplecă și scutură cu grijă scurmul de țigară în scuipătoarea de alamă de lângă birou. Apoi spuse, fără pic de tulburare. O să te răstoarne. Da? De ce nu? L-au lăsat pe Shad să-ți ia pe cei mai mulți din gloată. Tu contezi pe oamenii respectabili, pe elementele bune ca să câștigi alegerea. Dar ei sunt și reți. Candidații tăi le fac jocul. Se ridică împotriva ta, te arestează pentru crimă, iar cetățenii respectabili, încântați de acești nobili funcționari care sunt destul de curajos să-l închidă pe propriul lor patron când încalcă legea, se calcă în picioare ca să ajungă cât mai repede la urne și se aleagă pe eroi pentru alți 4 ani la conducerea orașului. Nu poți să-i acuzi prea tare pe băieți. Știi că stau bine dacă o vor face și dacă nu s-a isprăvit. Medwig își luă mâna de la bărbie și întrebă. Nu contezi prea mult pe loialitatea lor, nu-i așa, Ned? Tot atât ca și tine, zâmbi Ned, apoi adăugă serios. Nu fac presupuneri, Paul. Azi după masă m-am dus să-l văd pe Far. A trebuit să intru cu forța, fiindcă a încercat să mă evite. Pretindea că nu mai cercetase nimic despre crimă. A încercat să-mi ascundă ce aflase. Până la urmă a refuzat să vorbească. Far era omul pe care totdeauna îl dirijam cum voiam, spuse în încheiere disprețuitor. E singurul început, Mavit. Da. E singurul, ioreteză scurt Ned, dar ăsta e semnalul de alarmă. Rutledge, Brody sau Rainey pot să acționeze pe contul lor, dar dacă Far face ceva, e clar că ceilalți sunt cu el. Ned se încruntă în fața interlocutorului său nepăsător. Oricând poți să nu mă mai crezi, Paul. Medwig făcu un gest de indiferență cu mâna în care își prizinise bărbia. O să te anunț când o să fie cazul. Cum de-ai trecut pe la Far? Azi m-a chemat Harry Sloss. Se pare că el și cu Ben Ferris te-au văzut certându-te cu Taylor pe strada China în seara crimei. Sau pretind că te-au văzut. Ned se uita la Medwig cu o privire lipsită de expresie și vorbea pe un ton obișnuit. Ben s-a dus la Far și a spus. Harry voia să fie plătit ca să nu se ducă. Iată doi din membrii clubului tău care încep să înțeleagă niște lucruri. De la o vreme încoace îl observ pe Far cum își pierde curajul, așa că m-am dus să-l încerc. Și e sigur că mă sapă? Da. Medwig se sculă de pe scaun și se duse la fereastră. Rămase acolo cu mâinile în buzunarele pantalonilor, uitându-se pe geam vreo 3 minute, în timp ce Ned Beaumont, așezat pe birou, fuma și privea spatele lat al celuilalt. Apoi, fără a întoarce capul, Medwig întrebă. Și ce i-ai spus lui Harry? L-am îmbrovodit. Medwig plecă de la fereastră, se întoarse la birou, dar nu se așeză. Se înroșise însă mai tare. Glasul lui era calm. Ce crezi că ar trebui să facem? Cu Sloss? Nimic. Celălalt mai muțoi s-a și dus la Far. Nu mai contează prea mult ce face Sloss. Nu asta am vrut să spun. Mă refeream la toată povestea. Ned aruncă țigara în scuipătoare. Ți-am spus, dacă nu se clarifică imediat uciderea lui Taylor Henry, ești pierdut. Asta e tot. Asta e singurul lucru care trebuie făcut. Medwig nu se mai uită la Ned, ci în gol, spre perete.
strânse buzele. Tâmplele i se umplură de broboane de sudoare, spuse din adâncul pieptului. Asta nu merge. Gândește-te la altceva. Nările lui Ned fremătau în timp ce respira și ochii căprui păreau la fel de negri ca pupilele. Nu mai e nimic altceva, Paul. Orice alt mijloc va face jocul lui Shad sau al lui Far și al oamenilor lui și oricare din ei te va ruina. Trebuie să existe o ieșire, Ned, zise Medwick, puțin răgușit. Gândește-te! Ned Beaumont se dădu jos de pe birou și se prochii în fața lui Medwick. Nu este. Ăsta e singurul drum. O să mergi pe el vrând nevrând. Dacă nu, merg eu pentru tine. Renunță, zise Medwick violent. Ăsta e singurul lucru pe care nu l-aș face pentru tine, Paul, zise Ned. Atunci Medwick îl previi în ochi și șopti răgușit. Eu l-am omorât, Ned. Ned respiră și suspină adânc. Medwick îi puse mâinile pe umeri și vorbi încurcat, confuz. A fost un accident, Ned. Când am plecat, el a alergat pe stradă după mine cu un baston pe care îl găsise pe drum. Avusesem niște discuții. El m-a prins din urmă și a încercat să mă lovească cu bastonul. Nu știu cum s-a întâmplat, dar încercând să îl smulg, l-am lovit în cap. Nu tare. Nu cred să fi fost prea tare. Dar el a căzut pe spate și s-a lovit cu capul de bordură. Ned dădu din cap. Pierduse deodată orice expresie, deși era foarte atent la cuvintele lui Medwick. Întrebă cu glas crispat. Ce s-a întâmplat cu bastonul? L-am luat cu mine și apoi l-am ars. După ce mi-am dat seama că a murit, am pornit spre club și m-am trezit deodată cu bastonul în mână. De aceea l-am ascuns sub haină și pe urmă l-am ars. Ce fel de baston era? Unul mare, obișnuit, greu. Și pălăria? Nu știu, Ned. Bănuiesc că i-a căzut și a luat-o cineva. Avea pălărie? Sigur. Ned își mângâie mustața. Nu-ți amintești dacă Sloss și Ferris au trecut cu mașina pe acolo? Nu. Deși s-ar fi putut. Ned Beaumont se încruntă. Ai încurcat foarte mult lucrurile fugind cu bastonul, arzându-l și apoi tăcând atâta vreme. Era în legitimă apărare, e clar. Știu, dar nu voiam să se întâmple, spuse Medwick răgușit. O doresc pe Janet Henry mai mult decât orice în viață. Și ce șansă mai am, chiar dacă a fost un accident? Ned râse încet și cu amărăciune. Ai avea o șansă mai mare decât acum. Medwick îl privi fără să scoată o vorbă. Ned continuă. A crezut mereu că i-ai ucis fratele. Te urăște. Încearcă să te trimită pe scaunul electric. Ea a dat naștere primei bănuieli în ceea ce te privește, trimițând acele scrisori anonime peste tot persoanelor interesate. Ea este cea care a făcut-o pe Opal să fie împotriva ta. A fost azi dimineață la mine acasă, încercând să mă convingă și pe mine. Ea, destul, zise Medwick. Rămase țapăn în picioare. Era înalt, blond, cu ochii cu două discuri albastre și reci. Ce-i, Ned? O dorești și tu sau... Se întrerupse disprețuitor. Na, n-are nicio importanță. Arătă cu degetul spre ușă. Ieși afară, lepădătură. Ăsta e sfârșitul. Ies când termin ce am de spus. O să ieși când ți se spune. Nu pot spune ceva în care să cred. N-ai spus nimic în care să cred. Nici nu o să mai spui. Salut, zise Ned. Își luă pălăria și pardesiul și ieși. 2. Ned Beaumont se duse acasă. Era palid și posomorât. Se ghemui într-unul din fotoliile mari, roșii, cu o sticlă de bourbon și cu un pahar pe masă, dar n-avea chef să bea. Se uită încruntat la pantofii negri din picioare, răzându-și unghiile. Sună telefonul. Nu răspunse. Lumina amurgului pătrundea în cameră. Când se ridică și se duse la telefon, era întuneric. Formă un număr. Alo? Aș dori să vorbesc cu domnișoara Henry. Vă rog. Urmă o pauză, în timpul căreia fluieră încet. Alo? Domnișoara Henry? Da. Tocmai m-am întors de la Paul. I-am spus tot. Și despre dumneata. Da, ai avut dreptate. A făcut ceea ce credeai. Râse. Ba da, ai știut că o să mă asculte și apoi o să mă dea afară. Chiar așa a și făcut. Nu, nu face nimic. Trebuia să se întâmple. Probabil pentru totdeauna. S-au spus lucruri care nu se pot uita ușor. Da. Toată seara, cred. Foarte bine. Pe curând. Își turnă un pahar de whisky și îl dădu pe gât. Apoi se duse în dormitor, unde se întunecase, puse deșteptătorul să sune la ora 8 și se întinse îmbrăcat în pat pe spate. O vreme se uită în tavan, apoi a dormit respirând neregulat. Se trezi când sună ceasul. Dându-se jos din pat, aprinse lumina, intră în baie, se spălă pe față și pe mâini, își puse un guler curat, făcu focul în căminul din living room și citi un ziar până la sosirea Janetei Henry. Fata era agitată.
Deși începui imediat să-l asigure că nu întrevăzuse un asemenea rezultat, dacă Ned îi va spune lui Paul despre vizita ei, ochii săi jucăuși exprimau bună dispoziție și nu-și putu abține zâmbetul nici măcar atunci când buzele ei schițară cuvinte de scuză. Nu face nimic, răspunse Ned. Chiar dacă aș fi știut cum o să iasă, tot trebuia să o fac. Presupun că undeva în adâncul sufletului am știut. Așa se întâmplă uneori. Și dacă mi-ai fi spus că se va întâmpla, aș fi considerat-o ca o provocare și aș fi procedat la fel. Sunt bucuroasă, exclamă ea, întinzându-i amândouă mâinile. Nu pot să mă prefac. Îmi pare rău, îi spuse el, luându-i mâinile, dar nu m-aș fi abătut din drumul meu ca să evit asta. Acum știi că am dreptate. L-a ucis pe Taylor. Îl cercetă cu privirea. Da, așa mi-a spus. Și o să mă ajuți acum? Întrebă ea, apropiindu-se de el și strângându-i mâinile. El ezită încruntându-se. A fost un caz de legitimă apărare sau un accident, zise el rar. Nu pot să... A fost o crimă, țipă ea. Desigur că el o să spună că a fost în legitimă apărare. În cap nerăbdătoare. Și chiar dacă a fost în legitimă apărare sau dacă a fost un accident, de ce să nu se prezintă în fața jurului, să dovedească, așa cum fac toți? A așteptat prea mult. Luna asta în care a tăcut va fi împotriva lui. Ei și? A cui a fost greșeala? Crezi că ar fi tăcut atâta timp dacă era în legitimă apărare? El încuvință hotărât. Asta s-a întâmplat din cauza dumitale. Te iubește. N-a vrut să știi că ți-a ucis fratele. Da, știu, strigă ea furioasă. Și o să știe toată lumea. El ridică încet din umeri. Nu vrei să mă ajuți? Nu. De ce? Te-ai certat cu el? Cred ce mi-a spus. Știu că acum e prea târziu ca să se prezinte în fața tribunalului. Între noi totul s-a terminat, dar nu-i voi face niciun rău. Își umezi buzele. Lasă-l în pace. Probabil o să-i facă alții, fără ajutorul dumitale sau al meu. Ba nu, n-o să-l lasă în pace până nu-și primește pedeapsa pe care o merită. Îți ținu respirația, ochii se întunecară. Crezi atât de mult în el încât riști să găsești o dovadă că te-a mințit? Ce vrei să spui? Întrebă el prudent. Vrei să mă ajut să găsesc o dovadă, să căutăm adevărul, să vedem dacă minte sau nu? Trebuie să existe o dovadă concretă, o dovadă pe care să o putem găsi. Dacă într-adevăr îl crezi, nu o să-ți fie teamă ajutându-mă să găsesc dovada. El o examina o clipă înainte de a întreba. Dacă te ajut și găsim dovada concretă, îmi promiți să o accepti oricare ar fi? Da, zise ea imediat, dacă și dumneata accepti. Și o să păstrezi pentru dumneata ceea ce vom găsi până îi sprăvim treaba? Nu o să folosești dovada împotriva lui până nu avem totul? Da, s-a făcut. Iară suflă fericită și izbucni în lacrimi. Stai jos, o pofti el. Avea fața slabă, aspră, glasul tăios. Trebuie să ne punem la punct planul de acțiune. Ai avut vreo veste de la el azi după masă sau astă seară? Nu. Deci nu putem fi siguri ce atitudine o să aibă față de dumneata. S-ar putea să se fi gândit mai târziu că am dreptate. Asta nu o să schimbe cu nimic relațiile dintre noi. Acum, cu mine a terminat-o, dar trebuie să aflăm cât mai repede. Se uită încruntat în jos, aranjându-și mustața. Va trebui să aștepți până când vine la dumneata. Nu-ți poți permite să-l chemi. Dacă are slăbiciune pentru dumneata, asta l-ar putea convinge. Cât de sigură ești de el? Ea ședea pe scaun lângă masă. Tot așa de sigură cât poate fi o femeie pe un bărbat. Știu că sună cam... Da, zău că sunt sigură, domnule Beaumont. Atunci, probabil, totul e în regulă. Dar ar trebui să știi precis mâine. Ai încercat vreodată să-l tragi de limbă? Nu încă. Așteptam... Asta cade pentru moment. Indiferent cât de sigură ești de el, acum va trebui să fii foarte atentă. Ai mai aflat ceva despre ceea ce nu mi-ai spus? Nu, dăduia din cap. Nu știam prea bine cum să procedez. De asta am vrut atât ca dumneata să... El o întrerupse din nou. Nu te-ai gândit să angajezi un detectiv particular? Ba da, dar mi-a fost teamă. Teamă că voi da peste unul care o să-i spună lui Paul. Nu știam la cine să mă duc, în cine să am încredere. Cunosc eu unul pe care îl putem folosi. Își trecut degetele prin păr. Ei, acum sunt două lucruri pe care aș vrea să le afli, dacă nu le știi cumva. Lipsește vreo pălărie de-a fratelui dumitale? Paul zice că avea pălărie pe cap. Eu n-am văzut niciuna când l-am găsit. Vezi dacă poți afla câte ceva și dacă ies toate la socoteală, cu excepția celei pe care am împrumutat-o eu, zâmbi el pe ascuns. Janet nu băgă în seamă zâmbetul. Dădu din cap și ridică mâinile puțin abătută. Nu pot. Am dat toate lucrurile ce-i aparțineau. Și oricum mă îndoiesc că știa cineva exact cât avea. Nici eu nu m-am gândit că o să iasă ceva din asta, zise Ned. Celălalt lucru e un baston de-al lui sau de-al tatălui dumitale, unul maro, greu, masiv.
Trebuie să fie al tatii, se grăbia să spună și cred că e la locul lui. Verifică, o sfătui Ned, rozându-și unghia. Ajunge până mâine și poate mai afli ceva despre Paul. Da, ce-i? Vreau să spun, ce-i cu bastonul? Întrebă ea ridicându-se agitată. Paul spune că fratele dumitale l-a atacat cu un baston, cu care l-a lovit atunci când a încercat să-i ia. Paul zice că a luat bastonul cu el și l-a aruncat în foc. Oh, sunt sigură că toate bastonele tatii sunt la locul lor, strigă ea cu fața albă și ochii mari. Taylor n-avea niciunul? Numai unul negru cu mâner de argint. Îl luă de mână. Dacă sunt toate acolo, înseamnă că... S-ar putea să însemne ceva, zise el, punând mâna peste ei, dar fără și replicuri, o preveni el. Nu promit. Dacă ai ști cât de fericită sunt, că mă bucur de ajutorul dumitale, pe care l-am dorit atât de mult, ți-ai dat seama că poți avea încredere în mine. Sper, zise Ned, retrăgându-și mâna. 3. Singur în casă, Ned se plimbă un timp prin cameră, citindu-i se frământarea pe față și în ochii strălucitori. Se uită la ceas. Era 10:20. Își luă pardesiul și se duse la Hotel Majestic, unde îi se spuse că Harry Sloss nu e acolo. Ieși din hotel, găsi un taxi și dădu șoferului adresa hanului West Road. West Road era o clădire pătrată, albă, ce părea cenușie noaptea, așezată între pomi, retrasă, cam la 3 mile de marginea orașului. Parterul era luminat puternic și vreo 6 automobile erau parcate în față, altele într-un garaj lung, lângă stânga. Făcând un semn familiar portarului, Ned intră într-o sufragerie mare, unde cânta o orchestră formată din 3 persoane și unde dansau câteva perechi. Trecu printre mese, pe lângă ringul de dans, și se opri în fața barului, situat într-un colț al încăperii. Nu erau alți clienți la bar. Barmanul, un tip gras, cu nasul ca un burete, zise: Seara, Ned! Nu prea te-am văzut în ultima vreme. Bună, Jimmy! Am avut treburi. Manhattan! Barmanul începu să prepare cocktailul. Orchestra termină melodia. Se auzi glasul subțire al unei femei. Nu stau alături de lichioa de Beaumont. Ned Beaumont se întoarse, sprijinindu-se de marginea barului. Barmanul încremeni cu cocktailul în mână. În mijlocul ringului de dans, Lee Walshire se uita furioasă la Ned Beaumont. Ținea de braț un tânăr masiv, îmbrăcat într-un costum albastru, puțin strâmt. Și el se uita la Ned Beaumont, dar cam prostește. E o lichea, un neisprăvit, și dacă nu-l dai afară, plec eu, zise Lee. Toată lumea din local asculta cu atenție. Tânărul se înroși. Încercă să se încrunte, dar se vedea că era jenat. Mă duc și-l pleznesc eu, dacă nu te duci tu, zise fata. Bună, Lee, spuse Ned Beaumont zâmbind. L-ai mai văzut pe Bernie de când a plecat? Lee îl înjură și făcu un pas spre el, furioasă. Tânărul masiv o opri. Îl aranjez eu, nemernicul. Își potrivi gulerul, își trase haina și coborâ țanțoș de pe ring ca să-l înfrunte pe Ned Beaumont. Unde te trezești? Întrebă el. Cum îți permiți să vorbești astfel cu doamna? Privindu-l foarte serios pe tânăr, Ned Beaumont întinse mâna dreaptă spre bar. Dăm ceva să-l pocnesc, Jimmy. N-am chef să mă bat cu pumnii. Barmanul vârâ mâna în spatele barului, scoase o măciucă mică și o dădu lui Ned Beaumont, care îi spuse tânărului. Doamnei îi se spune în multe feluri. Ultimul tip cu care am văzut-o îi zicea găină plouată. Tânărul, țeapăn, privi în toate părțile. Îi spuse, n-o să te uit. O să ne întâlnim noi într-o zi când n-o să mai fie și alții în jur. Se întoarse și o chemă pe Lee Walshire. Haide, să plecăm din bomba asta. Du-te, dracului, n-ai decât, zise ea cu ciudă. Să fiu a naibii dacă merg cu tine. E silă. Apăru un bărbat vânjos cu dinți de aur care le spuse, o să plecați amândoi, afară. Ned Beaumont râse. Corky, doamna e cu mine. Bine, dar tu șterge-o, îi zise Corky tânărului care ieși. Lee Walshire își reluase locul la masă. Stătea cu fața în mâini, uitându-se fix la fața de masă. Ned Beaumont se așeză în fața ei. Chemă chelnerul. Jimmy, îmi prepară un Manhattan și vreau ceva de mâncare. Ai mâncat, Lee? Da, răspunse ea fără să ridice privirea. Vreau un Silver Fitz. Bine, zise Ned Beaumont. Eu vreau friptură cu ciuperci, legume proaspete, salată verde cu roșii, roquefort și cafea. După plecarea chelnerului, Lee zise cu amărăciune. Bărbații nu fac 2 parale. Huiduma aia de paie. Începu să plângă în tăcere. Poate ai nimerit prost, sugeră Ned Beaumont. Tu îmi spui asta? Îi răspunse ea privindu-l furioasă. După porcăria pe care mi-ai făcut-o? Ba, nu ți-am făcut nicio porcărie, răspunse el.
N-a fost vina mea că Bernie a trebuit să-ți vândă bijuteriile ca să dea înapoi banii cu care m-a înșelat. Orchestra a început să cânte. Un bărbat nu greșește niciodată, se plânse ea. Hai să dansăm! Bine, zise el fără chef. Când se întorseră, băuturile comandate erau pe masă. Ce face Bernie zilele astea? O întrebă Ned în timp ce beau. Nu știu. Nu l-am văzut de când a ieșit de la răcoare și nu mai vreau să-l văd. Alt tip. Câte lovituri am primit anul acesta? El, Taylor și reisprăvitul ăsta. Taylor Henry? Da, dar cu el n-am avut de-a face prea mult, explică ea repede. Asta se întâmpla când eram prietena lui Bernie. Ned Beaumont termină de băut cocktailul. Erai una din fetele cu care se întâlnea din când în când în camera de pe strada Charter. Da, răspunse ea privindu-l prudent. Să bem. Ea a început să se pudreze în timp ce el chemă chelnerul și comandă băutură. 4. Pe Ned Beaumont îl trezi soneria. Coborâ somnoros din pat, tuși, își puse un kimono și papuci. Ceasul deșteptător arăta 9 și câteva minute. Se duse la ușă. Janet Harry intră scuzându-se. Știu că e îngrozitor de devreme, dar pur și simplu n-am putut să mai aștept nicio clipă. Am tot încercat să te găsesc la telefon aseară și n-am dormit aproape deloc. Toate bastoanele tati sunt la locul lor. Prin urmare, am mințit. Are unul maro, masiv, greu? Da, cel pe care l-a adus majorul Sowbridge din Scoția. Nu-l folosește niciodată. E la locul lui. Îi zâmbi triumfătoare lui Ned Beaumont. Acesta clipi somnoros. Își trecu degetele prin părul ciufulit. Atunci a mințit cu nerușinare. Și aseară când am ajuns acasă, era la noi, adăugă ea veselă. Paul? Da, și mi-a cerut mâna. Ned Beaumont se trezi brusc. Te-a spus ceva despre cearta cu mine? Niciun cuvânt. Și tu ce ai răspuns? Că a trecut prea puțin timp de la moartea lui Taylor, ca să ne logodim. Dar n-am spus nimic pentru viitor, așa încât cred că am ajuns la o înțelegere. El o privi plin de curiozitate. Ea îl prinse de mână. Voiașia îi dispăru de pe față. Glasul îi tremura puțin. Te rog, să nu mă crezi complet lipsită de inimă, dar vreau atât de mult să facem ceea ce ne-am propus, încât nimic nu mai are nicio importanță. El își umezi buzele și spuse cu un glas blând, grav. În ce situație ar fi dacă l-ai iubit tot atât cât îl urăști? Ea bătu din picior. Să nu spui asta! Să nu mai spui asta niciodată! Ned se încruntă de enervare și strânse buzele. Te rog, nu pot suporta asta, adăugă ea pocăită. Iartă-mă, ai mâncat? Nu, am plecat prea grăbită ca să-ți aduc veștile. Grozav, o să mănânci cu mine, ce dorești? Se duse la telefon. După ce comandă micul dejun, intră în baie, se spălă pe dinți, pe față, pe mâini și își pieptănă părul. Când se întoarse în living room, o găsi în picioare lângă cămin, fumând. Îi scosese haina și pălăria. Tocmai voia să spună ceva când sună telefonul. Ned se duse la telefon. Alo? Da, Harry. Am trecut pe la tine, dar nu erai. Voiam să te întreb despre, știi tu, tipul pe care l-ai văzut cu Paul în seara aceea. Avea pălărie? Da, sigur. Și avea și un baston în mână. În regulă. Nu, n-am făcut nimic cu Paul în problema aia. Ar fi mai bine să vorbești tu cu el. Da, bună. Lăsă telefonul și răspunse întrebării din ochii lui Janet Harry. Ăsta e unul din tipii care pretind că l-au văzut pe Paul stând de vorbă cu fratele dumitale în seara aceea. Zice că a văzut pălăria, dar nu și bastonul. Era întuneric însă și ei au trecut pe acolo în mașină. N-aș paria că au văzut totul foarte clar. De ce te interesează așa de mult pălăria? E atât de importantă? Nu știu, ridică el din umeri. Sunt doar un detectiv amator, dar mi se pare că ar putea să însemne ceva într-un fel sau altul. Ai mai aflat ceva de ieri? Nu. Am petrecut o parte din seară bând cu o fată cu care se întâlnea Taylor, dar n-am aflat nimic de la ea. O cunosc și eu? El dădu din cap că nu, apoi o privi pătrunzător. Nu e Opal, dacă la ea te gândeai. Nu crezi că am putea să căpătăm niște informații de la ea? De la Opal? Nu. Ea crede că tatăl ei l-a omorât pe Taylor, dar crede că din cauza ei. A început să se agite, nu fiindcă știa ceva, ci din pricina scrisorilor dumitale, a poveștii cu Observer și a altora de genul acesta. Janet Harry aprobă, dar fără să pară convinsă. Sosi micul dejun. În timp ce mâncau, sună telefonul. Ned Beaumont ridică receptorul. Alo? Da, mamă. Ce? Ascultă câteva clipe, se încruntă, apoi reluă. N-ai ce să faci, lasă-i. Nu cred că se va întâmpla ceva. Nu,
Nu știu unde-i. Nu cred că pot. Lasă, mamă, nu-ți mai face griji. O să fie bine. Sigur. Asta-i. Bună. Se la masă zâmbind. Far a avut aceeași idee ca și dumneata. Era mama lui Paul. A venit cineva de la biroul procurorului districtual ca să o interogheze pe Opal. O scânteie lucii în ochii lui. Opal nu poate să-i ajute cu nimic, dar cercul din jurul lui se strânge. De ce te-a chemat? Paul plecase și nu știa unde să-l găsească. Nu știe că Paul și cu dumneata v-ați certat? Se pare că nu. Lăsă furculița. Ascultă, e sigură că vrei să mergi până la capăt? Doresc asta mai mult decât orice. Ned Beaumont râse amar. Aproape aceleași cuvinte a folosit și Paul când mi-a spus cât de mult te dorește. Ea se cutremură, fața ei se înăspri și îl privi cu răceală. Nu te cunosc. Nu sunt sigur de dumneata. Am visat ceva ce nu prea mi-a plăcut, spuse el. Nu se poate să crezi în vise, zâmbia. Nu cred în nimic, dar jucătorul din mine nu poate să nu fie afectat de o serie de lucruri. Zâmbetul ei deveni mai puțin ironic. Întrebă. Ce vis te-a făcut să n-ai încredere în mine? Îi ridică un deget în semn de seriozitate. Pe urmă, îți spun și eu ce am visat despre dumneata. Pescuiam, zise el, și am prins un pește enorm, un păstrăv imens, și dumneata ai spus că vrei să-l vezi. L-ai ridicat și l-ai zvârlit în apă, înainte să te pot opri. Și dumneata, ce ai făcut? Râsea veselă. Așa s-a terminat visul. A fost o minciună. Nu o să ți-a zvârl păstrăvul. Acum o să-ți povestesc visul meu. Făcu ochii mari. Dumneata, când ai visat? În seara când ai venit la noi la cină? Nu. Aseară. Păcat. Ar fi fost mai impresionant dacă am fi visat amândoi în aceeași noapte, la aceeași oră, în același minut. Eu am visat în noaptea când ai fost la noi. Ne rătăcisem într-o pădure. Eram obosiți și morți de foame. Am mers și am tot mers până am ajuns la o căsuță. Am bătut la ușă, dar n-a răspuns nimeni. Am încercat ușa. Era încuiată. Atunci ne-am uitat pe fereastră și am văzut o masă mare pe care erau îngrămădite tot felul de bunătăți de neînchipuit, dar n-am putut să intrăm pe niciuna din ferestre, fiindcă aveau bare de fier. Așa că ne-am întors la ușă, am bătut și am bătut și iar am bătut, dar tot n-a răspuns nimeni. Apoi ne-am gândit că oamenii pun cheia sub preșul de la ușă. Ne-am uitat și am găsit-o. Dar când am deschis ușa, sute și sute de șerpi pe care nu-i văzuserăm pe fereastră alunecau pe podea, încolocindu-se spre noi. Am trântit ușa, am închis-o și am rămas acolo îngroziți, ascultându-i cum șuierau și se loveau cu capetele de ușă. Pe urmă, ai spus că dacă deschidem ușa și ne ascundem, poate ies șerpii și se duc. Așa am și făcut. M-ai ajutat să mă urc pe acoperiș. Te-ai urcat după mine, te-ai aplecat, ai deschis ușa și toți șerpii au ieșit târându-se. Am rămas pe acoperiș, ținându-ne răsuflarea până când a ieșit și ultimul și a dispărut în pădure. Atunci am sărit jos, am intrat, am încuiat ușa și am mâncat, și am mâncat, și am mâncat, iar eu m-am trezit în pat, așezată în capul oaselor, bătând din palme și râzând. Cred că ai născocit visul ăsta, zise Ned Beaumont, după o scurtă pauză. De ce? Începe ca un coșmar și apoi devine altceva. Toate visele mele despre mâncare se terminau înainte să apuc să mănânc ceva. Janet Henry râse. Nu l-am născocit în întregime, dar nu mă întreba care parte e adevărată. M-ai acuzat de minciună și acum nu o să-ți mai spun nimic. N-are importanță. Lua din nou furculița, dar nu mâncă. Întrebă cu un aer de parcă atunci s-ar fi gândit la acest lucru. Tatăl dumitale știe ceva? Crezi că am putea afla ceva de la el dacă ne-am duce să-i spunem ce știm? Da, zise ea, prinsă. Cred că ar fi bine. El se încruntă gânditor. Singura piedică e că ar putea să explodeze și proiectul nostru să se ducă dracului. E impulsiv, nu-i așa? Da, dar sunt sigură că dacă îi arătăm de ce e important să așteptăm până când... Răspunse ea luminându-se la față. Da, suntem gata, nu? Nu încă. Ea se bosumflă. Poate mâine. Adevărat? Nu e o promisiune, preveni el. Întinse mână peste masă și îl luă de mână. Dar îmi promis că mă anunți în clipa în care suntem gata... Indiferent ce oră din zi sau din noapte va fi, sigur, îți promit. O privi pieziș. Sper că nu ești foarte grăbită să fii de față la execuție, nu-i așa? Ea se înroși, dar nu-și plecă privirile. Știu că mă crezi un monstru. Poate sunt. El murmură uitându-se în farfurie. Sper că o să-ți placă. Capitolul 9. Pungașii. 1.
După plecarea Janetei, Harry, Ned Beaumont se duse la telefon, formă numărul lui Jack Ramson și când acesta a venit la aparat, îl întrebă: Poți să treci pe la mine, Jack? Bravo! Bună! Când sosi Jack, Ned era îmbrăcat. Se așezară față în față, fiecare cu un pahar de whisky bourbon și apă minerală. Ned Beaumont fuma o țigară de foi, iar Jack una obișnuită. Ai auzit ceva despre cearta mea cu Paul? Da, răspunse Jack. Și ce crezi? Nimic. Mi-amintesc că ultima dată când se bănuia că v-ați certat, a fost un truc împotriva lui Shadow Rory. Ned Beaumont zâmbi, ca și cum s-ar fi așteptat la acest răspuns. Lumea crede la fel și acum? Mulți, da. Și dacă ți-a spune că de data asta e definitiv? Ned Beaumont trase încet fumul în piept. Jack nu răspunse. Expresia feței nu-i trăda gândurile. Da, e definitiv, reluă Ned Beaumont. Două unghii țitură. Cât îți datorez? $30 pentru povestea aceea cu fata lui Medwick. Restul i-a achitat. Ned Beaumont scoase un teanc de bancnote din buzunar, luă trei hârtii de câte $10 și le dă lui Jack. Mulțumesc, răspunse acesta. Acum suntem chit. Trase iar fumul în piept și îl scoase pe nas, adăugând. Mai am ceva însă. Sunt pe urmele lui Paul, în crima lui Taylor Harry. El mi-a spus că l-a ucis. Dar mai am nevoie de niște dovezi. Vrei să lucrezi pentru mine? Nu. De ce? Tânărul se ridică și puse paharul gol pe masă. Fred și cu mine am izbutit să facem o treabă destul de bună ca detectivi particulari. Încă vreo câțiva ani și o să avem o situație frumușică. Îmi e simpatic, Beaumont, dar nu într-atât încât să mă amestec în treburile omului care conduce orașul. Dar e pe ducă, zise Ned Beaumont, calm. Toată banda se pregătește să-l îngroape. Și Far și Rainy... N-au decât. Eu nu vreau să mă bag în treaba asta. Și nu cred că sunt în stare să o facă decât atunci când o să văd cu proprii mei ochi. Poate o să-i dea o lovitură, două, dar să-l curețe, asta e altceva. Tu-l cunoști mai bine ca mine. Știi că are mai mult curaj decât toți la un loc. Da, are. Și tocmai asta îl răpune. E, dacă nu vrei, nu vrei. Nu vreau, zise Jack, luându-și pălăria. Orice altceva, cu plăcere, dar... Făcu un gest definitiv. Ned Beaumont se ridică. Nici glasul, nici atitudinea nu trădau vreo nemulțumire. M-am gândit că vei reacționa în felul acesta. Își mângâie mustața privind gânditor dincolo de Jack. Poate pot să-mi spui unde l-aș putea găsi pe Shad. Jack dădu din cap. De când i-au închis bomba, atunci când au fost omorâți doi copoi, Shad s-a dat la fund, deși se pare că nu sunt prea multe acuzați împotriva lui personal. Scoase țigara din gură. Îl cunoști pe Whisky Vasos? Da. Ai putea afla de la el dacă îl cunoști bine. E prin oraș. De obicei îl găsești noaptea la localul lui Tim Walker, de pe strada Smith. Mulțumesc, Jack. O să încerc. În regulă. Apoi adăugă, șovăind. Îmi pare teribil de rău că tu și Medwick v-aș certat. Aș vrea să... Se întrerupse și se întoarse spre ușă. Da, știi tu ce faci. 2. Ned Beaumont se duse la biroul procurorului districtual. De data aceasta, fu introdus imediat la Far. Far nu se ridică de la birou și nu întinse mâna. Zise politicos, dar rece. Ce mai faci, Beaumont? Stai jos. Fața lui nu era atât de roșie ca de obicei. Ochii îi erau calmi și duri. Ned Beaumont se așeză confortabil, picior peste picior și spuse. Am vrut să-ți povestesc ce s-a întâmplat ieri, după ce am plecat de aici, ducându-mă să-l văd pe Paul. Da? Întrebă Far politicos, dar rece. I-am spus că te-am găsit alarmat. Cu zâmbetul cel mai dulce, Ned Beaumont continuă de parcă ar fi povestit o anecdotă amuzantă, dar fără importanță. I-am spus că, după părerea mea, încerc să-ți faci curaj ca să-i arunci în spate uciderea lui Taylor Henry. La început m-a crezut, dar când i-am spus că singura cale de a se salva era să-l denaște pe adevăratul ucigaș, i-am spus că e inutil, că el este adevăratul ucigaș, dar a comis crima ca să se apere, sau fără să vrea. Far se făcu palid, strânse buzele, dar nu zise nimic. Ned Beaumont ridică din sprâncene. Nu te plictisesc, nu? Continuă, continuă, zise procurorul rece. Ned Beaumont își lăsă scaunul pe spate, zâmbind bajocoritor. Crezi că glumesc, nu? Crezi că-ți jucăm vreo festă? Dădu din cap murmurând. Ești un timid, Far. Ascult bucuros orice informații îmi dai, dar sunt foarte obosit, așa că te rog. Ned Beaumont râse. În regulă. M-am gândit eu că ți-ar plăcea să ai aceste informații într-o declarație oficială sau ceva de felul acesta. Foarte bine. Far apăsă pe unul din butoanele de pe birou. Intră o femeie cu păr cărunt, îmbrăcată în verde.
Domnul Beaumont vrea să dicteze o declarație, îi spuse Farm. Bine, domnule, răspunse ea. Se așeze la birou, își scoase carnetul și un creion de argint și se uită la Ned Beaumont cu o privire lipsită de expresie. Ned Beaumont începu să spună. Ieri, după amiază, în biroul lui din blocul Nebel, Paul Medwick mi-a spus că fusese invitat la masă, la senatorul Harry, în seara când a fost ucis Taylor Henry, că el și Taylor Henry au avut o discuție. Că după ce a plecat, Taylor Henry a alergat după el, l-a ajuns din urmă și a încercat să-l lovească cu un baston maro, gros, masiv. Că încercând să ia bastonul de la Taylor Henry, l-a lovit fără să vrea în frunte, doborându-l. Că a luat bastonul cu el și i-a dat foc. A spus că singurul motiv pentru care a tăinuit această întâmplare a fost dorința ca Janet Henry să nu afle. Asta e tot. Transcrie imediat, zise Farr stenografei care a ieșit din birou. Credeam că ți-aduc vești care te vor tulbura, zise Ned Beaumont. Credeam că o să smulgi părul din cap, auzindu-le. Procurorul îl privi țintă. Ned Beaumont continuă fără jenă. Credeam cel puțin că o să-l aduci pe Paul să-l confrunți cu această descoperire nenorocită. Ăsta-i cuvântul potrivit. Dă-mi voie, te rog, să-mi rezolv singur treburile. Ned Beaumont râse din nou și tăcu până când stenografa căruntă se întoarse cu un exemplar dactilografiat al declarației lui. Atunci întrebă, trebuie să jur? Nu, zise Farr, semnează. Ajunge. Ned Beaumont semnă hârtia. Nu e nici pe departe distracția pe care mi-o închipuiam eu, se plânse el vesel. Nu, rânji Farr cu satisfacție, strângând din fălci. Nu prea e distracție. Ești un timid, Farr. Repetă Ned Beaumont. Fii atent la taxiuri când traversezi străzile. Se înclină. Pe curând. Când ieși, se strâmbă furios. 3. În aceeași noapte, Ned Beaumont sună la ușa unei case întunecate, cu trei etaje, de pe strada Smith. Un tip mărunțel, cu cap mic și umeri solizi, deschise puțin ușa și apoi îi dădu drumul spunând. E în regulă. Bună, zise Ned Beaumont, intrând într-un coridor întunecat. Trecu pe lângă două uși închise, de pe partea dreaptă, deschise o ușă la stânga și coborâ pe o scară de lemn la subsol, unde era un bar și cânta încet un radio. În spatele barului era o ușă de sticlă mată pe care scria toaletă. Ușa se deschise și ieși un om vânjos, semănând cu o maimuță cu umeri mari și aduși, brațe lungi, groase, față turtită și picioarele strâmbe. Era Jeff Garner. Îl văzu pe Ned Beaumont și ochii lui mici și roșii sclipiră. Ei, drăcie, uite-l pe Beaumont, care cere palme, urlă el, dezvelindu-și dinții frumoși într-un zâmbet larg. Bună, Jeff, îi spuse Ned Beaumont, în timp ce toată lumea din local se uita la ei. Jeff se duse plin de trufie spre Ned Beaumont. Îl apucă zdravăn de umeri, îi strânse apoi mâna dreaptă și se adresă jovial adunării. Ăsta e cel mai strașnic tip pe care l-am pocnit vreodată și știu că l-am pocnit. Îl tărâ pe Ned Beaumont până la bar. Acum o să bem ceva și pe urmă ți-arăt eu cum se lovește. Zău că ți-arăt, rânji el. Ce zici de asta, băiete? Uitându-se nepăsător la fața urâtă de lângă el, Ned ceru. Un scoci. Jeff râse încântat, adresându-se din nou celor din față. Vedeți? Îi place. Este un șovăi, se încruntă, își umezi buzele. Un mare amator să încaseze bătaie. Asta e. Știi ce e aia? Întrebă rânjind către Ned Beaumont. Da. Jeff păru dezamăgit. Whisky, comandă el barmanului. Când li se aduseră paharele, lăsă pe Ned Beaumont de mână, dar continuă să-l țină pe după umeri. Băură. Jeff lăsă paharul jos și l-apucă pe Ned Beaumont de încheietura mâinii. Am sus tocmai ce ne trebuie. O cameră unde nu ai să cazi. Tot să te bușezi de pereți. În felul ăsta nu să mai pierdem atâta vreme până te scol de jos. Dau un rând de băutură, spuse Ned Beaumont. Nu e o idee rea, spuse Jeff. Băură din nou. După ce Ned Beaumont plăti băutura, Jeff îl conduse spre scară. Scuzați-ne, spuse el celor de la bar, dar trebuie să mergem sus să repetăm piesa. Îl băutu pe Ned Beaumont pe umeri. Eu și cu iubita mea. Urcară câteva trepte și intrară într-o încăpere mică, unde erau îngrămădite o sofa, două mese și șase scaune. Pe o masă erau niște pahare goale și câteva farfurii cu resturi de mâncare. Jeff se uită fără să vadă bine prin cameră și întrebă. Unde dracu s-a dus? Eliberă mâna lui Ned Beaumont, își luă brațul de pe umărul lui și îl întrebă din nou. Nu vezi nicio târfă pe aici? Nu. Jeff dădu din cap. A plecat, spuse el. Făcu un pas nesigur înapoi și apăsă pe butonul soneriei cu un deget murdar. Apoi, cu o plecăciune grotescă, îl pofti să stea jos.
Ned Beaumont se așeză la masa cea mai curată. Stai pe care scaun vrei, spuse Jeff cu un gest larg. Dacă nu-ți place ala, ia altul. Vreau să te consider musafirul meu și să te ia dracu, dacă nu-ți place. E un scaun strașnic. Na, dracu, nici un scaun din dugheana asta nu face două parale. Uite, lua un scaun și rupse unul din picioarele din față. Asta numești tu scaun strașnic? Ascultă, Beaumont, habar n-ai ce e aia un scaun. Puse scaunul jos și ridică un picior pe sofa. Nu poți să mă prostești. Eu știu la ce te gândești. Crezi că sunt beat, nu? Nu. Nu este beat, zâmbi Ned Beaumont. Pe dracu nu sunt. Sunt mai beat ca tine. Sunt mai beat ca oricine din bomba asta. Sunt beat turtă, crede-mă. Dar ridică un deget gros, murdar. În ușă apăru un chelner. Ce doriți, domnilor? Unde ai fost? Se întoarse Jeff spre el. Ai dormit? Te-am sunat acum o oră. Chelnerul începu să spună ceva, dar Jeff îl opri. Mi-aduc aici sus pe cel mai bun prieten pe care l-am și uite ce se întâmplă. Trebuie să așteptăm un ceas întreg un nenorocit de chelner. Nu-i de mirare că s-a supărat pe mine. Ce doriți? Întrebă chelnerul indiferent. Vreau să știu unde dracu s-a dus fata care a fost aici. A, aceea a plecat. Unde? Nu știu. Jeff se încruntă. Să afli repede. Cum? Nu știu unde s-a dus. Dacă asta e o crâșmă unde nimeni... În ochii roșii îi luci o lumină vicleană. Îți spun eu ce să faci. Du-te la toaleta doamnelor și vezi dacă nu e acolo. Nu e acolo, spuse chelnerul. A plecat. Târfă ordinară, zise Jeff, întorcându-se spre Ned Beaumont. Ce îi face unei asemenea târfe? Te aduc aici ca să o cunoști, fiindcă știu că o să-ți placă și că o să te placă, iar ea țâfnoasă n-are chef să-mi cunoască prietenii și pleacă. Ned Beaumont își aprinse țigara fără să scoată un cuvânt. Jeff se scărpină în cap, apoi mormăi. Bine, atunci adune ceva de băut. Se așeză la masă în fața lui Ned Beaumont și comandă plin de furie. Mie whisky. Și mie scotch, adăugă Ned Beaumont. Chelnerul ieși. Jeff îl fulgeră pe Ned Beaumont cu privirea și spuse furios. Să nu crezi că nu știu ce pui la cale. Nimic, răspunse Ned Beaumont nepăsător. Aș vrea să-l văd pe Shad și m-am gândit că poate dau de whisky vasos pe aici și mă duce la el la Shad. Crezi că eu nu știu unde-i Shad? Trebuie să știi. Atunci de ce nu mă întrebi pe mine? Bine, unde-i? Jeff izbi cu putere în masă și țipă. Ești un mincinos. Îți pasă unde-i Shad. Pe mine mă cauți. Ned Beaumont zâmbi dând din cap negativ. Ba da, insistă omul maimuță. Știi prea bine că... Un domn între două vârste, cu buze roșii cărnoase și ochi rotunzi, apăru în ușă. Termină, Jeff. Faci mai multă gălăgie decât oricine din local. Jeff se răsuci în scaun. Din cauza ăstuia, se adresă bărbatului din ușă, arătând cu degetul spre Ned Beaumont. Crede că eu nu știu ce pune la cale. Ba știu. E un pungaș, asta e. Și am să-l snopesc în bătaie. Asta am să-i fac. Ei, dar nu trebuie să faci atâta zarvă pentru asta, spuse calm bărbatul din ușă. Îi făcu cu ochiul lui Ned Beaumont și plecă. Și Tim a devenit un pungaș, zise Jeff posomorât și scuipă pe jos. Kellnerul le aduse băuturile. Ned Beaumont ridică paharul. În cinstea ta! Și bău. Eu nu vreau să beau în cinstea ta. Ești un pungaș. Jeff îl privi sumbru. Ești nebun. Ești un mincinos. Sunt beat, dar nu chiar într-atât încât să nu știu ce vrei. Goli paharul și se șterse la gură cu mâna. Și spun că ești un pungaș. Bine, așa să fie, zâmbi Ned Beaumont amabil. Crezi că ești deștept? Da, dracului, nu? Întrebă țuguindu-și botul de maimuță. Ned Beaumont nu răspunse. Crezi că ești al naibii de deștept, că vii aici, încerci să mă îmbeți și pe urmă să mă torni? Exact, spuse Ned Beaumont cu nepăsare. Există o acuzație împotriva ta că l-ai omorât pe Francis West, nu-i așa? La dracu cu Francis West! O, l-am cunoscut, răspunse Ned Beaumont, dând din umeri. Ești un pungaș. Mai dau de băut. Omul maimuț aprobă solemn și își dădu scaunul pe spate ca să ajungă la butonul soneriei. Cu degetul pe buton zise, tot pungaș rămâi. Își răsuci scaunul, se rezemă cu picioarele pe dușumea și aduse scaunul în poziție normală. Icheau, amârâi el, trăgând scaunul lângă masă. Își puse coatele pe ea, proptindu-și bărbia în pumn. Ce-mi pasă cine mă toarnă? Nu crezi cumva că o să mă pună la frigare, nu? De ce nu? De ce nu? Iisuse, n-ar aștepta ei până după alegeri și apoi Shad poartă toată vina. Poate. La dracu cu toate.
Intră chelnerul și comandară de băut. Da, poate așa te lasă să te înhațe, zise Ned Montalene când rămaseră din nou singuri. S-a mai întâmplat chestii de-astea. E, asta e, pufnit Jeff. Cu tot ce știm noi despre el... Ce știți? Întrebă Ned Beaumont, ufăind din țigară. Omul maimuță râse zgomotos, disprețuitor, bătând cu pumnul în masă. Cristoase, urlă el, crede că sunt chiar atât de beat ca să-i spun. Din ușă se auzi un glas calm, muzical, cu un ușor accent irlandez. Haide, Jeff, spune-i. Shadow Rory ședea în ușă, uitându-se puțin trist la Jeff. Jeff îl privi cu voioșie pe bărbatul din ușă. Ce faci, Shad? Vino să bei ceva. Dânsul e domnul Beaumont, un pungaș. Ți-am spus să stai ascuns, zise Rory încetişor. Dar, Shad, ajunsesem să nu mai știu ce-i cu mine. Era frică să nu mă mușc singur. Și pe urmă bomba e secretă. Nu știe nimeni nimic, nu? Rory îl privi lung, apoi se uită spre Ned Beaumont. Bună seara, Beaumont. Bună, Shad. Rory zâmbi amabil și arătând spre Jeff întrebă. Ai scos multe de la el? Nimic nou. Tot ce știam și eu, răspunse Ned Beaumont. Face mult zgomot pentru nimic. Sunteți amândoi niște pungași, spuse Jeff. Sosi chelnerul cu băuturile. Rory l-o opri. Nu te supăra, au băut destul. Chelnerul l-o băuturile. Shadow Rory intră în cameră și închise ușa, așezându-se cu spatele la ea. Vorbești prea mult, Jeff, ți-a mai spus. Ned Beaumont îi făcu vizibil semn cu ochiul lui Jeff. Ce dracu ai, se răsti Jeff furios. Ned Beaumont râse. Cu tine vorbesc, Jeff, spuse Rory. Ei, parcă nu știu. Am ajuns într-un moment în care mi se pare că am să încetez să-ți mai vorbesc. Jeff se ridică. Nu fi canalie, Shad. Ce dracu. Ocoli masa. Suntem amici de multă vreme. Ai fost întotdeauna amic și o să-ți fiu întotdeauna. Întinse brațele împleticindu-se ca să-l îmbrățișeze pe Rory. Sigur, sunt afumat, dar... Rory îl luă de piept și îl împinse înapoi. Stai jos, îi ordonă, fără să ridice glasul. Jeff își repezi pumnul stâng spre obrazul lui Rory. Rory își mișcă puțin în capul spre dreapta, atât cât să evite lovitura. Fața lui lungă, cu trăsături frumoase, era calmă și gravă. Își duse mâna dreaptă la șold. Ned Beaumont se repezi la Rory de pe scaun, îl luă de braț cu amândouă mâinile, lăsându-se în genunchi. Jeff, care fusese azvârlit la perete de lovitura dinainte, se întoarse acum și l-apucă pe Shadow Rory de beregată cu amândouă mâinile. Fața lui de maimuță era galbenă, schimonosită, hidoasă, complet trează. Ei luat pistolul, gâfâie el. Da, se ridică Ned Beaumont, ținând în mână un pistol negru îndreptat spre Rory. Ochii lui Rory erau sticloși, ieșiți din orbite, iar fața umflată, vânătă. Nu se lupta cu omul care strângea de gât. Jeff întoarse capul peste umăr ca să-i zâmbească lui Ned Beaumont cu un zâmbet larg, sincer, idiot, de bestie. Ochii lui mici, roșii, scânteiau vesel. Spuse bine dispus, răgușit. Acum îți dai seama ce avem de făcut. Trebuie să-l punem la cazne. Nici nu mă gândesc, spuse Ned Beaumont calm, dar nările-i fremătau. Nu? Rânji Jeff. Crezi că Shad e tipul care să uite ce-am făcut? Își umezi buzele. O să uite. Am eu grijă de asta. Cu un rânjet până la urechi, fără să-l privească pe cel pe care îl strângea de gât, Jeff începu să respire adânc și încet. I se umflă haina. Fața lui urâtă și neagră se acoperi de sudoare. Ned Beaumont se îngălbeni. Și el respira greu și tâmplele îi se umeziră. Se uita peste umărul lui Jeff la fața lui Rory care se învinețise. Ochii sticleau, lipsiți de expresie. Printre buzele vinete, limba ieși albastră. Trupul lui delicat se zvârcolea. O mână începu să lovească mecanic, fără forță, peretele din spate. Rânjind spre Ned Beaumont și fără să se uite la cel pe care îl strângea de gât cu mâinile, Jeff își desfăcu picioarele și își îndoi spatele. Mâna lui Rory încetă să mai lovească zidul. Se auzi un pocnet înfundat, apoi, aproape imediat, unul mai tare. Rory nu mai mișca. Căzu grămadă în mâinile lui Jeff. Jeff râse din gât. S-a făcut. Lovi un scaun cu piciorul și dădu drumul lui Rory pe sofa, cu fața în jos, cu o mână și picioarele atârnându-i pe podea. Jeff își frecă mâinile de șolduri și veni în fața lui Ned Beaumont. Nu sunt decât un nătărău mare și bun. Oricine poate să-mi dea cu piciorul cât vrea și eu nu fac nimic. Ți-a fost teamă de el. Cred și eu, râse Jeff. Oricărui om în toate mințile i-ar fi fost. Ce? Ție, adică nu ți-a fost?
Râse iar, se uită prin cameră, apoi adăugă. Hai să o ștergem până nu vine cineva. Întinse mâna. Dă-mi pistolul, l-arunc eu. Nu, zise Ned Beaumont și cu o mișcare laterală îndreptă pistolul spre Jeff. Putem să spunem că am fost în legitimă apărare. Am fost împreună. Putem să le spunem asta la anchetă. Grozavă idee, n-am ce zice, exclamă Jeff. Eu care am în spate acuzația că l-am omorât pe West. Ochii lui mici, roșii, se uitau când la obrazul lui Ned, când la pistolul din mâna lui. Ned Beaumont zâmbi cu buzele strânse, palide. La asta mă gândeam și eu, zise el încet. Nu fi tâmpit, ce dracu, mugi Jeff, făcând un pas înainte. Tu, Ned Beaumont, se retrase după masă. N-am de gând să te împușc, Jeff. Nu uita că-ți datorezi ceva. Jeff rămase locului scărpinându-se în cap. Ce fel de pungaș ești tu? Întrebă el uimit. Sunt un camarad, atât. Ned Beaumont îndreptă deodată pistolul spre Jeff. Stai jos, îi ordonă. O clipă, Jeff se încruntă și șovăi, apoi se așeză. Ned Beaumont apăsă pe butonul sunării. Jeff se ridică. Stai jos! Jeff se așeză. Pune mâinile pe masă. Jeff dădu din cap sumbru. Ce canal ești, mecheră ești! Da, numai pe jumătate. Crezi că or să te lase să mă scos de aici? Ned Beaumont ocoli masa și se așeză pe un scaun cu fața la Jeff și la ușă. Cel mai bun lucru pe care l-ai putea face ar fi să-mi dai arma aia și să sper că am să uit ce-ai făcut. Ned, ăsta e unul din ascunzișurile mele. N-ai nici cea mai mică șansă aici. Ia mâna de pe sticlă. Chelnerul deschise ușa holbându-se la ei. Spune-i lui Tim să vină încoace, zise Ned Beaumont. Apoi îi porunci omului maimuță care era gata să vorbească. Ține-ți gura! Chelnerul închise ușa grăbit. Nu fi tâmpit, Ned. Nu poți să te alegi decât cu moartea. La ce-ți folosește să mă torn? A nimic. Își umezi buzele uscate. Știu că e supărat, că am fost brutal cu tine. Da, la dracu, n-a fost vina mea. Nu făceam decât ce-mi spunea Shad. Dar acum nu ți-am dat satisfacție. Nu l-am curățat pentru tine. Dacă nu-ți iei mâna de pe sticla aia, îți fac o gaură în ea. Ești un pungaș. Omul între două vârste, cu buze cărnoase și ochi rotunzi, deschise ușa, intră repede și o închise în urma lui. Jeff l-a omorât pe Rory, îi spuse Ned Beaumont. Telefonează la poliție. Ai tip să aranjezi aici până vin ei. Și cheamă un doctor, în caz că nu e mort. Popă să-mi spui dacă nu-i mort, râse Jeff, disprețuitor. Apoi se opri, adresându-se omului cu gura cărnoasă, pe un ton de familiaritate nepăsătoare. Ce zici de individul ăsta care își închipuie că o să-l las să-și facă mendrele? Spune-i, Tim, ce șansă grozavă are să scape. Tim se uită grav la mortul de pe sofa, la Jeff, la Ned Beaumont. Îi spuse în cer lui Ned Beaumont. Asta e lovitură serioasă pentru local. N-am putea să-l scoatem în stradă și să-l lăsăm acolo? Ned Beaumont făcu semn că nu. Aranjează totul înainte să vină copoii și o să ieși cu fața curată. O să fac tot ce-am să pot pentru tine. Văzând că Tim șovăie, Jeff îi spuse. Ascultă, Tim, mă cunoști. Știi că... Dacă-s flanca, îi zise Tim fără prea multă căldură. Ned Beaumont zâmbi. Nimeni nu te mai cunoaște acum, Jeff, de când și-a de mort. Nu? Omul maimuță se așeză mai bine în scaun, complet treaz. Ei bine, toarnă-mă. Acum știu ce câini sunteți. Mai bine mor decât să vă cer ceva. Fără să-l bage în seamă pe Jeff, Tim îl întrebă pe Ned Beaumont. Trebuie să joci cartea asta? Ned Beaumont înclină din cap. Cred că o să pot face și eu față, zise Tim cu mâna pe clanță. Vrei să vezi dacă Jeff are vreo armă la el? Îl rugă Ned Beaumont. Tim clătină din cap. S-a întâmplat aici, dar eu n-am avut de-a face cu asta și nici nu vreau să am, zise el și ieși. Ghemuindu-se comod în scaun, Jeff stătu de vorbă cu Ned Beaumont până la venirea poliției. Sporovăiră veseli, aruncându-i lui Ned Beaumont tot felul de cuvinte necuvincioase, obscene, jignitoare și acuzându-l că e vicios. Ned Beaumont asculta politicos, interesat. Primul polițist care intră fu un bărbat slăbănog, cu păr alb, în uniformă de locotenent, urmat de vreo 6 detectivi ai poliției. Bună, Brett, zise Ned Beaumont. Cred că are o armă la el. Ce s-a întâmplat, întrebă Brett, uitându-se la corpul de pe sofa, în timp ce doi detectivi se strecurară pe lângă el și puseră mâna pe Jeff Garner. Ned Beaumont îi povesti lui Brett ce se întâmplase, respectând adevărul, cu excepția amănuntului, ca lăsase să înțeleagă că Rory fusese ucis în toiul luptei și nu după ce fusese dezarmat. În timpul acesta, intră un doctor care examină repede corpul de pe sofa. Locotenentul îl privi. Mort, zise doctorul și ieși din cămăruță.
Jeff îi înjură vesel pe cei doi detectivi care îl țineau. La fiecare înjurătură, unul din detectivi îl lovea cu pumnul în obraz. Jeff râdea și continua să înjure. Dinții lui falși căzuseră. Gura îi sângera. Ned Beaumont îi dădu lui Brett pistolul mortului și se ridică. Vrei să vin acum la poliție sau se poate și mâine? Mai bine vină acum, răspunse Brett. 4. Trecuse de miezul nopții când Ned Beaumont plecă de la poliție. Spuse bună seara celor doi reporteri care ieșiseră odată cu el și se urcă într-un taxi, dând șoferului adresa lui Paul Medwick. Acasă la Medwick, parterul era luminat și, în timp ce Ned Beaumont urca scările de la intrare, doamna Medwick, îmbrăcată în negru, cu un șal pe umeri, îi deschise ușa. Bună, mamă! Ce faci așa târziu? Credeam că e Paul, zise ea, fără să fie dezamăgită. Nu e acasă? Voiam să-l văd. O privi pătrunzător. Ce s-a întâmplat? Bătrâna se dădu înapoi trăgând ușa. Vino înăuntru, Ned. După ce intră, ea închise ușa și spuse. Opal a încercat să se sinucidă. Ce? Ce vrei să spui? Se bâlbâi el. Și-a tăiat vinele de la o mână înainte ca sora să o oprească. N-a pierdut prea mult sânge și n-o să aibă nimic. Numai de n-ar mai încerca. Glasul și înfățișarea mamei exprimau slăbiciune. Unde-i Paul? Întrebă Ned Beaumont, boșovăitor. Nu știu. N-am reușit să-l găsim. Ar fi trebuit să fie acasă de mult. Nu știu unde-i. Puse o mână osoasă pe umărul lui Ned Beaumont și întrebă cu glas tremurat. Tu și cu Paul? Se opri strângându-l de braț. S-a terminat pentru totdeauna. Vai, Ned, băiatule, n-ați putea cumva să vă împăcați? Tu și cu el? Glasul îi se frânse din nou. Privind-o cu ochi umezi, Ned îi spuse blând. Nu, mamă, e pentru totdeauna. Ți-a spus el ceva? Când i-am povestit că ți-am telefonat, fiindcă venise cineva de la biroul procurorului, mi-a spus să nu mai fac asta niciodată, că nu mai sunteți prieteni. Ned Beaumont își drese glasul. Ascultă, mamă, spune-i că am venit să-l văd. Spune-i că mă duc acasă și că-l aștept toată noaptea. Tu și iar și adăugă cu blândețe. Spune-i, te rog. Doamna Medwick îl lope după umăr cu mâinile ei osoase. Ești un băiat bun, Ned. Nu vreau ca tu și cu Paul să vă certați. Ești cel mai bun prieten pe care l-a avut el vreodată, indiferent de ce a intervenit între voi. Ce s-a întâmplat? Ceva în legătură cu Janet? Întreabă-l pe Paul, zise el încet cu amărăciune, apoi dădu din cap nerăbdător. Am să plec, mamă, numai dacă nu pot să vă ajut cu ceva pe dumneata sau pe Opal. Ce pot face? Doar dacă vrei să te duci să o vezi. Nu doarme încă și poate chiar face bine să stai de vorbă cu ea. De obicei te asculta. Nu, dădu el din cap. Cred că nici ea n-ar vrea să mă vadă. Capitolul 10. Cheia sfărmată. 1. Ned Beaumont se duse acasă, își bău cafeaua, fumă, citi un ziar, o revistă și jumătate dintr-o carte. Din când în când se oprea din citit ca să se plimbe agitat prin cameră. Soneria nu sună, nici telefonul. La ora 8 dimineața făcu o baie, se bărbieri și se îmbrăcă cu haine curate. Pe urmă ceru să-i se aducă micul dejun. La ora 9 se duse la telefon, făcu un număr, o ceru pe domnișoara Janet Henry și spuse. Bună dimineața! Da, bine, mulțumesc. Da, suntem gata de bal. Da, dacă tatăl dumitale e acasă, ce-i zice dacă i-am spune și lui mai întâi? Grozav, dar niciun cuvânt până nu ajung eu acolo. Cât pot de repede. Plec acum. În regulă. Pe curând. Se ridică de la telefon uitându-se în gol, bătu zgomotos din palme, apoi și le frecă. Strânse buzele încruntat, ochii căprui îi scânteiau. Își lua repede pardesiul și pălăria. Ieși din cameră fluierând Little Lost Lady și străbătu străzile cu pași mari. Domnișoara Harry mă așteaptă, spuse fetei care îi deschise ușa. Da, domnule, zise ea, și-l conduse într-o cameră însorită, tapetată în culori deschise, unde senatorul și fica lui își luau micul dejun. Janet Henry se ridică imediat și veni spre el cu amândouă mâinile întinse, strigând emoționată. Bună dimineața! Senatorul se ridică cu prestanță, privindu-și fica surprins, dar politicos, apoi, întinzându-i mâna lui Ned Beaumont, îi spuse. Bună dimineața, domnule Beaumont! Sunt bucuros să vă văd. Nu vreți să... Nu mulțumesc, am mâncat deja. Janet Henry tremura. Din cauza emoției, fața își pierduse orice culoare. Ochii se întunecaseră. Avea înfățișarea unui om drogat. Vrem să spunem ceva, tată, șoptia cu glas gâtuit. Ceva care se întoarse deodată spre Ned Beaumont. Spune-i, spune-i. Ned Beaumont se uită pieziș la ea încruntându-se, apoi privi lung spre tatăl ei.
Senatorul rămase în picioare, lângă masă. Ned Beaumont zise: Am pus mâna pe niște probe foarte concludente, inclusiv o mărturisire. Paul Medwick l-a ucis pe fiul dumneavoastră. Ochii senatorului se făcură mici. Și care sunt aceste probe atât de concludente? Partea cea mai importantă este, desigur, mărturisirea. Paul spune că noaptea aceea, fiul dumneavoastră alerga după el, încercând să lovească cu un baston gros, maro, și că, smulgându-i bastonul, l-a lovit fără să vrea. Zice că a luat bastonul cu el și l-a ars. Dar fiica dumneavoastră, se înclină ușor spre Janet Henry, spune că bastonul e totuși aici. Da, e aici, zise ea. E bastonul pe care ți l-a adus majorul Sowbridge. Fața senatorului era albă și împietrită ca marmura. Continuați, zise el. Ned făcu un gest ușor cu mâna. Ei bine, domnule, faptul că fiul dumneavoastră nu avea bastonul spulberă povestea că ar fi fost un accident sau un caz de legitimă apărare. Dădu ușor din numeri. I-am spus lui Farr ieri. Se pare că lui e frică să-și asume o răspundere prea mare. Știți ce funcție are. Dar astăzi nu văd cum ar putea să nu-l aresteze pe Paul. Janet Henry se încruntă spre Ned Beaumont. Evident, surprinsă de ceva, începu să vorbească, dar se opri. Senatorul Henry se șterse pe buze cu șervețelul pe care l-avea în mâna stângă, îl lăsă pe masă și întrebă: Mai există și alte probe? Ned Beaumont răspunse cu o altă întrebare, pusă cu indiferență. Nu e destul? Dar mai sunt și altele, nu-i așa? Întrebă Janet. Da, dar toate sunt subordonate acesteia, continuă Ned Beaumont cu dispreț. Ăsta e esențialul. E suficient, nu-i așa? Prea suficient, zise senatorul, ducându-și o mână la frunte. Și totuși, nu pot să cred. Scuză-mă o clipă. Apoi, întorcându-se către fiica sa, zise: Și tu, draga mea, aș vrea să fiu singur, să mă gândesc, să încerc să mă obișnuiesc. Nu, nu, rămâneți aici. O să mă duc la mine în cameră. Se înclină politicos. Te rog, rămâi, domnule Beaumont. Nu stau mult. O clipă doar, ca să mă obișnuiesc cu gândul că acest om cu care am lucrat umăr la umăr este ucigașul fiului meu. Se înclină din nou și ieși, ținându-se drept, rigid. Ned Beaumont o luă pe Janet Henry de mână, întrebând-o încet, cu glas încordat. Ascultă, crezi că ar putea să-și piardă cumpătul? El privi uluită. Crezi că poate să o șteargă ca să pună mâna pe Paul? Asta ne mai lipsea. Dumnezeu știe ce se poate întâmpla. Nu știu, zise ea. Nu-l putem lăsa, spuse el nerăbdător, crispându-se. Nu vrei să mergem undeva lângă ușa de la intrare, ca să-l putem opri dacă încearcă să plece? Da, zise ea îngrozită. Îl conduse într-o încăpere mică, întunecată de draperiile grele de la geamuri, la câțiva pași de intrare. Rămaseră unul lângă altul, în încăperea întunecată, lângă ușa întredeschisă. Amândoi tremurau. Janet Henry încercă să-i șoptească ceva lui Ned Beaumont, dar el îi făcu semn să tacă. Nu trecu mult și pe covorul din hol se auziră pași ușori. Era senatorul Henry, în pardesiu, cu pălărie, grăbindu-se spre ușă. Ned Beaumont ieși înainte spunând: O clipă, domnule senator! Senatorul se întoarse cu fața dură, rece și ochi dominatori. Vă rog să mă scuzați, trebuie să plec. Nu e bine, zise Ned Beaumont, apropiindu-se de el. Gravați lucrurile. Janet Henry se apropie și ia rugându-l. Nu pleca, tată! Ascultă-l pe domnul Beaumont. L-am ascultat pe domnul Beaumont, spuse senatorul. Sunt dispus să-l ascult din nou dacă mai are să-mi dea unele informații. Dacă nu, vă rog să mă scuzați. Ei zâmbi lui Ned Beaumont. Acționez conform celor spuse de dumneata. Ned Beaumont îl privi calm. Nu cred că trebuie să vă duceți acum la el. Senatorul îl privi de sus. Dar, tată, începu Janet. Dar îl opri cu privirea. Ned Beaumont își drese glasul. Pete de roșață i-a părură pe față. Duse mâna stângă cu repeziciune la buzunarul din dreapta al senatorului. Acesta se dedu înapoi indignat. Ned Beaumont înclină cu subînțeles capul. Nu e bine ce faceți, zise el cu seriozitate, apoi, uitându-se spre Janet Henry, spuse. Are un revolver în buzunar. Tată! Țipă ea, ducându-și mâna la gură. Ned Beaumont își suguie buzele. Era de la sine înțeles că nu putem să vă lăsăm să plecați cu un revolver în buzunar. Nu-l lăsa, Ned, zise Janet Henry. Senatorul îi fulgeră cu o privire disprețuitoare. Mi se pare că amândoi ați uitat cine sunteți. Janet, du-te, te rog, în camera ta. Fără voia ei, fata a făcut câțiva pași. Pe urmă se opri și strigă. Ba, nu mă duc. Nu o să te las să faci asta. Nu-l lăsa, Ned. Nu o să-l las, promise Ned, umezindu-și buzele. Senatorul, țintuindu-l cu o privire rece,
Apucă cu mâna dreaptă clanța ușii de la intrare. Ned Beaumont se aplecă înainte, prinzându-l de mână. Ascultați, domnule, spuse el cu respect. Nu pot să vă las să faceți asta. Nu o fac de capul meu. Îi lăsă mâna și scoase din buzunarul de la haină o hârtie împăturită, murdară, mototolită, ruptă. Iată dovada prin care am fost numit luna trecută anchetator special pe lângă biroul procurorului districtual. I-o întinse senatorului. După câte știu, n-a fost încă anulată, așa că nu vă pot lăsa să ucideți pe cineva. Senatorul nu se uită la hârtie, spuse disprețuitor. Încerc să salvez viața prietenului dumitale, care e un ucigaș. Știți că nu e adevărat. Senatorul se îndreptă trufaș spre ieșire. Destul, zise el, apăsând pe clanță. Dacă ieșiți pe trotuar cu revolverul în buzunar, vă arestez, l-avertiză Ned Beaumont. Vai, tată, suspină Janet Harry cu glas plângăreț. Senatorul și Ned Beaumont se priveau în ochi. Senatorul vorbi primul, adresându-se fiicei lui. Vrei să ne lași puțin singur, dragă? Aș vrea să-i spun câteva vorbe domnului Beaumont. Janet îl privi întrebătoare pe Ned Beaumont, care făcu un semn afirmativ. Da, tată, zise ea, cu condiția să nu pleci fără să te văd. O să mă vezi, răspunse el zâmbind. Cei doi bărbați o privire străbătând coridorul, întorcându-se spre stânga și aruncând o privire înapoi, după care dispăru pe o ușă. Senatorul zise cu reproș. Mă tem că nu ați avut o influență prea bună asupra fiicei mele, așa cum ar fi trebuit. De obicei, nu este atât de încăpățânată. Ned Beaumont zâmbi, scuzându-se parcă, dar nu răspunse nimic. De când a început povestea asta? Întrebă senatorul. Vreți să spuneți de când ne ocupăm de crimă? Eu numai de o zi, două. Fica dumneavoastră însă, de la bun început. Ea a crezut întotdeauna că Paul e autorul. Cum? Întrebă senatorul surprins. Da, întotdeauna. N-ați știut? Îl urăște de moarte. L-a urât întotdeauna. Îl urăște? Întrebă senatorul cu răsuflarea tăiată. Vai, doamne, cum e cu putință? Ned Beaumont dădu din cap afirmativ și zâmbi ciudat spre bărbatul din ușă. Nu știați? Senatorul respiră cu nesaț. Vino aici, îl invită el în camera întunecoasă unde stătuseră ascunși cei doi. Senatorul aprinse luminile, în timp ce Ned Beaumont închidea ușa. Apoi rămaseră în picioare unul în fața celuilalt. Vreau să stăm de vorbă ca între bărbați, domnule Beaumont, începu senatorul. Putem să uităm, zâmbi el, calitatea dumitale oficială, nu-i așa? Da. De acord, Ned Beaumont. Și fără a uitat-o, probabil. Exact. Ei, și acum, domnule Beaumont, eu nu sunt un tip însetat de sânge, dar blestemat să fiu, dacă pot să stau liniștit, la gândul că ucigașul fiului meu e liber și nu e pedepsit când... V-am spus că trebuie să-l aresteze. Nu pot să n-o facă. Probele sunt prea evidente și toată lumea o știe. Senatorul zâmbi rece. Cred că n-ai de gând să-mi spui, suntem doar politicieni amândoi, că Paul Medwick e cumva în pericol de a fi pedepsit pentru orice ar face în orașul acesta. Ba da, Paul e pierdut. E încolțit din toate părțile. Singurul lucru care îi mai oprește e că era obișnuit să facă slujbi în fața lui și au nevoie de puțin timp ca să-și ia avânt. Senatorul Henry zâmbi clătinând din cap. Dă-mi voie să nu fiu de acord cu dumneata. Nici nu erai născut când eu făceam politică. Aveți dreptate. Așa că dăm voie să te asigur că nu vor avea niciodată curajul necesar, indiferent cât timp au la dispoziție. Paul e șeful lor și, în ciuda unor revolte trecătoare, va rămâne șeful lor. Nu cred că suntem de acord în această privință, zise Ned Beaumont. Paul e pierdut. Se încruntă. Da, să revenim la povestea cu revolverul. Nu e recomandabil. Mai bine dați-mi-l mie. Întinse mâna. Senatorul băgă mâna în buzunar. Ned Beaumont se apropie de el și îl prinse de mână. Dați-mi-l! Senatorul îl privi furios. Bine, zise Ned Beaumont, dacă n-am încotro. Și după o luptă scurtă, în care răsturnă un scaun, luă de la senator revolverul, o armă de tip vechi, nichelată. Tocmai îl băga în buzunar când a apărut Janet Harry, albă la față, cu ochii îngroziți. Ce s-a întâmplat? Țipă ea. N-a vrut să asculte de nimic, mărâi Ned Beaumont. A trebuit să iau revolverul cu forța. Senatorul se zvârcolea gâfâind, făcu un pas spre Ned Beaumont. Pleacă din casa mea, ai porunci el. N-o să plec, spuse Ned Beaumont, strângând buzele cu ochii scăpărând de furie. O apucă brutal pe Janet Harry de mână și ordonă. Stai jos și ascultă. Tu ai vrut-o. Apoi se adresă senatorului. Am destule de spus, așa că ați face mai bine să stați jos și dumneavoastră. Nici Janet Harry, nici tatăl ei nu se așezară. Ea se uită îngrozită la Ned Beaumont, care o privea cu ochii duri.
Amândoi erau liviți. Dumneavoastră v-ați omorât fiul, îi spuse Ned Beaumont senatorului. Pe fața senatorului nu a apărut nicio schimbare, nu schiță niciun gest. În timp, Janet Harry rămase tot atât de nemișcată ca și tatăl ei. Apoi, o expresie de groază i se așternu pe față și, cu genunchii ușor îndoiți, sprijinându-se în mâna dreaptă, fără să cadă, alunecă pe dușumea, uitându-se îngrozită la cei doi bărbați care n-o priveau. Ned Beaumont îi spuse senatorului: acum vrei să-ți omorâți pe Paul, ca să nu spună că v-ați ucis fiul. Știți că îl puteți ucide scăpând ușor, dacă reușiți să impuneți întregii lumi atitudinea pe care ați încercat să nu impuneți nouă. Un gentleman impulsiv, de modă veche. Se opri. Senatorul nu spuse nimic. Ned Beaumont continuă: știți că o să rămâneți descoperit dacă Paul va fi arestat, fiindcă el nu o să admită în niciun chip ca Janet să creadă că el i-a ucis fratele. Râse amar. Și ce glumă strașnică! Își trecu mâna prin păr. Iată cam ce s-a întâmplat. Când Taylor a auzit că Paul a sărutat-o pe Janet, a alergat după el, luându-și bastonul și pălăria. Deși asta nu e chiar atât de important. Când v-ați gândit la ceea ce s-ar putea întâmpla cu șansele de a fi reales, senatorul îl întrerupse cu glas furios aspru. E o prostie! Nu voi permite ca fiica mea să fie supusă! Ned Beaumont râse brutal. Sigur că este o prostie. Și faptul că ați adus înapoi bastonul cu care l-ați omorât și ați luat pălăria, fiindcă ați alergat cu capul descoperit după el, este tot o prostie. Dar e o prostie care vă condamnă definitiv. Și cum rămâne cu mărturisirea lui Paul? Întrebă senatorul Henry disprețuitor. Ned Beaumont rânji. Vine și rândul ei. Vă spun eu ce trebuie făcut. Janet, telefonează lui Paul și spune-i să vină imediat aici. Pe urmă, o să-i spunem cum a vrut tatăl tău să plece cu revolverul după el și o să vedem ce zice. Janet se mișcă, dar nu se ridică de pe podea. Fața ei era lipsită de orice expresie. E ridicol, zise senatorul. Nu o să faci așa ceva. Telefonează-i, Janet, îi porunci Ned Beaumont. Ea se ridică în picioare, cu aceeași față inexpresivă și, fără să dea niciun pic de atenție glasului tăios al senatorului care o strigă, se duse spre ușă. Senatorul schimbă tonul. Așteaptă, draga mea! Apoi, întorcându-se spre Ned Beaumont. Aș vrea să stau de vorbă cu dumneata. De acord, zise Ned Beaumont, întorcându-se către fata care și-o voia în prag. Înainte ca el să zică ceva, ea îl întrerupse încăpățânată. Vreau să aud și eu. Am dreptul să aud și eu. Ned, în cuvință, se uită din nou la senator și zise: da, are dreptul. Gene, draga mea, zise senatorul, încerc să te cruți. Nu vreau să fiu cruțată, șoptia încet. Vreau să știu. Senatorul făcu un gest de neputință cu mâinile. Atunci nu voi spune nimic. Janet, telefonează lui Paul, zise Ned Beaumont. Văzând-o că pleacă, senatorul spuse: nu, e mai greu decât ar trebui, dar... Scoase o batistă și șterse mâinile. O să vă spun exact ce s-a întâmplat. Apoi o să vă cer o favoare, una pe care cred că nu mi-o puteți refuza. Și totuși, se întrerupse să se uite la fiica sa. Intră, draga mea, și închide ușa, dacă tot vrei să auzi. Ea închise ușa și se așeză pe un scaun țapănă, aplecat înainte cu fața încordată. Ducându-și la spate mâinile cu care mototolea batista, senatorul îl privi pe Ned Beaumont fără dușmănie și începu să povestească. Am alergat după Taylor în noaptea aceea, fiindcă nu voiam să pierd prietenia lui Paul din cauza caracterului impulsiv al fiului meu. I-am ajuns din urmă în strada China. Paul îi luase bastonul din mână. Amândoi, sau cel puțin Taylor, se certau foarte tare. L-am rugat pe Paul să ne lase, să mă lase să discut cu fiul meu. A ascultat dându-mi bastonul. Taylor mi-a vorbit așa cum nu trebuie să vorbească un fiu cu tatăl său și a încercat să mă dea la o parte din drum ca să-l poată urmări pe Paul. Nu știu exact cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. El a căzut și s-a lovit cu capul de bordură. Paul s-a întors. Nu ajunsese prea departe și ne-am dat seama că Taylor murise instantaneu. Paul a insistat să-l lăsăm acolo și să nu recunoaștem că avem vreo vină în moartea lui, deci altfel riscam să provocăm un scandal îngrozitor tocmai acum, în preajma campaniei electorale. Și m-am lăsat convins. El a luat pălăria lui Taylor și mi-a dat 1000 să o port până acasă, deoarece fugisem fără nimic pe cap. M-a asigurat că investigațiile poliției vor fi oprite în caz că se vor apropia prea mult de noi. Mai târziu, săptămâna trecută, alarmat de zvonurile că el l-ar fi omorât pe Taylor, m-am dus și l-am întrebat dacă n-ar fi mai bine să facem mărturisiri complete. El a râs de temerile mele și m-a asigurat că e în stare să-și poarte singur de grijă. Luându-și mâinile de la spate, își șterse fața cu batista. Așa s-a întâmplat. L-ai lăsat acolo, în stradă, urlă Janet cu glas gâtuit.
Senatorul clipi fără să răspundă nimic. Ned Beaumont se încruntă. Un discurs electoral. Puțin adevăr camuflat. Se strâmbă. Voiați să cereți o favoare. Senatorul se uită în jos spre podea, apoi iar la Ned Beaumont. Da, dar ce spun numai dumitale? Nu, răspunse Ned Beaumont. Iartă-mă, draga mea, îi spuse senatorul fiicei sale și pe urmă lui Ned Beaumont. V-am spus adevărul, dar sunt pe deplin conștient de situația în care mă aflu. Favoarea pe care o cer este să mi se dea înapoi revolverul și să fiu lăsat 5 minute, măcar unul singur în camera mea. Nu, zise Ned Beaumont. Senatorul se clătină, ducându-și mâna la piept. O să primiți ceea ce vi se cuvine, spuse Ned Beaumont. 2. Ned Beaumont se duse până la ușa de la intrare, însoțit de far, de stenografa cu păr cărunt, de 2 detectivi și de senator. Nu mergi cu noi? Întrebă far. Nu, dar o să trec să te văd. Far îi strânse mâna cu entuziasm. Să vii cât mai curând și cât mai des, Ned. Îmi joci renghiuri, dar nu-ți poți pica acum, când am văzut ce iese din ele. Ned Beaumont îi zâmbi. Îi salută pe detectiv, se înclină către stenografă și închise ușa. Urcă în camera tapisată în alb, unde se afla pianul. La intrarea lui, Janet Harry se ridică de pe sofa în formă de liră. Au plecat, spuse el cu glas voit natural. Da? I-au luat o declarație completă. A dat mai multe detalii decât ne-a spus nouă. Îmi spui adevărul? Da, răspunse el. Ce? Glasul îi se frânse. Ce au să-i facă, Ned? Nu, cine știe ce. Vârsta și poziția și celelalte îl vor ajuta. Are șanse să fie condamnat pentru crimă, apoi sentința anulată sau suspendată. Crezi că a fost un accident? Ned Beaumont clătină din cap. Avea o expresie dură în ochi, spuse tăios. Cred că l-a apucat nebunia la gândul că fiul său ar putea schimba cu ceva șansele de a fi reales. Și atunci l-a lovit. Ea nu protestă. Își frângea degetele. Puse cu greu următoarea întrebare. Avea de gând să-l omoare pe Paul? Da. Putea să scape sub pretextul bătrânului gentilom care răzbună o moarte pe care legea n-a putut să o răzbune. Știa că Paul nu o să se mai lase prostit în caz că va fi arestat. Dacă până acum îl sprijinise pentru a fi reales, o făcuse fiindcă te dorea. Nu putea să te cucerească spunând că ți-a ucis fratele. Nu-i păsa de ce gândesc ceilalți. Dar n-a pănuit că tocmai tu ai să crezi că el l-a ucis. Altfel s-ar fi dezvinovățit într-o clipă. L-am urât, spuse ea, suspinând. Am fost nedreaptă cu el. Dar totul mai urăsc. De ce, Ned? Nu-mi cere explicații, răspunse, făcând un gest de nerăbdare cu mâna. Dar dumneata m-ai păcălit. Ai râs de mine. Mi-ai adus toate astea pe cap și nu te urăsc. Alte explicații. Ned, de când știai că tata e vinovat? Nu știam. Bănuiam de mult. Era singurul lucru ce putea explica nebunia lui Paul. Dacă l-ar fi ucis pe Taylor, mi-ar fi spus. Nu avea niciun motiv să se ascundă de mine. Dar avea un motiv să-mi ascundă crimele tatălui dumitale. Știa că nu-mi place tatăl dumitale. Mi-am arătat destul de clar lucrul acesta. El credea că nu poate avea încredere în mine. Se temea să nu-l omor pe senator. Știa că pe el n-am să-l omor. De aceea, atunci când i-am spus că am de gând să lămuresc crima, indiferent de cele spuse de el, a făcut o mărturisire falsă, ca să mă împiedice să întreprind ceva. De ce nu-ți plăcea tata? Fiindcă, începu el pătimaș, nu-mi plac codoșii. Ea se înroși, se intimidă. Întrebă cu glas uscat, gâtuit. Și nici pe mine nu mă placi, fiindcă... El nu răspunse nimic. Răspunde, strigă ea mușcându-și buzele. Cu dumneata n-am nimic, zise el. Numai că nu ești potrivită pentru Paul, mai ales după felul în care te-ai purtat cu el. Amândoi l-ați otrăvit. Am încercat să-i spun asta. Am încercat să-i spun că amândoi l-ați considerat un animal inferior, o pradă ușoară. Am încercat să-i spun că tatăl dumitale e un om care o viață întreagă a fost obișnuit să câștige fără prea multă osteneală și că la ananghie ori își pierde capul, ori devine lup. Dar Paul te iubea, așa că... Scrâșni din dinți și se îndreptă spre pian. Mă disprețuiești, zise încet. Mă consider o târfă. Nu te disprețuiesc, răspunse el enervat, fără să se întoarcă spre ea. Ai plătit pentru tot ce ai făcut. Tăcerea care urmă fu întreruptă de ea. Acum vei fi din nou prieten cu Paul. El se întoarse de la pian, scuturându-se parcă, și se uită la ceas. Trebuie să plec. Ochii ei licăriră. Pleci din oraș? Da, în cuvință el. Pot să prind trenul de 4:30. Pleci definitiv? Dacă aș putea evita să fiu chemat la proces, da. Și nu cred că va fi chiar atât de greu. Ia-mă cu dumneata, întinse ea mâinile.
Vrei într-adevăr să mergi?" întrebă el clipind. "Ori pur și simplu ai o criză de isterie." Era roșie la față. Dar înainte să spună ceva, el continuă. "Da, n-are nicio importanță. O să te iau dacă vrei să pleci." Se încruntă. "Dar de toate astea," arătă cu mâna spre casă, "cine o să aibă grijă?" "Nu îmi pasă," zise ea cu amărăciune. "Creditorii noștri." "Și mai e ceva la care ar trebui să te gândești," zise el încet. "Toată lumea o să spună că ți-ai părăsit tatăl atunci când a dat în caz." "Da, îl părăsesc și vreau ca lumea să spună lucrul acesta." "Nu-mi pasă ce spune dacă mă iei de aici," suspină. "N-aș pleca dacă n-ar fi fugit și nu l-ar fi lăsat acolo singur, pe strada aceea întunecată." "Lasă asta acum," o întrerupse Ned Beaumont brusc. "Dacă mergi, fă-ți bagajele, dar numai două valize. Putem lua restul mai târziu." Cu un râs strident, ea ieși grăbită din cameră. El a prins o țigară, se așeză la pian și începu să cânte încet până la întoarcerea ei. Își luase o haină, o pălărie neagră și două valize. 3. Luară un taxi până la apartamentul lui. Nu-și vorbi aproape tot drumul. O singură dată i-a zise brusc. "În visul acela am uitat să-ți spun. Cheia era de sticlă și s-a sfărmat când am deschis ușa, fiindcă lacăltul era înțepenit și a trebuit să-l forțăm." "Da? Și?" întrebă el privind-o. Ea tremură. "N-am putut încuia șerpii înăuntru. Au ieșit toți afară peste noi și m-am trezit urlând." "A fost doar un vis. Uită-l." Zâmbi fără veselie. "Și în visul meu mi-ai aruncat păstrăvul înapoi în apă." Taxiul opri în fața casei. Urcară la el în apartament. Ea se oferi să-l ajute la împachetat, dar el spuse. "Nu, pot și singur. Stai jos și odihnește-te. Mai avem o oră până pleacă trenul." Ea se așeză pe unul din scaunele tapițate în roșu. "Unde mergi?" "Unde mergem, adică?" întrebă ea timid. "La New York, cel puțin pentru început." El făcuse un geamantan când sună soneria. "Mai bine te-ai duce în dormitor," îi spuse el, ducându-i valizele acolo. Închise ușa în urma lui. Se duse la ușa de la intrare și o deschise. Era Paul Medwick care îi spuse. "Am venit să spun că ai avut dreptate și acum știu și eu." "N-ai venit aseară." "Nu, atunci nu știam. Am ajuns acasă imediat după ce ai plecat." "Intră," zise Ned Beaumont, dându-se la o parte din ușă. Medwick intră în living room. Se uită imediat la valize, apoi prin cameră. "Pleci?" "Da." Medwick se așeză pe scaunul pe care stătuse Janet Harry. Îi se citea vârsta pe față. Era obosit. "Ce face Opal?" întrebă Ned Beaumont. "E bine, viata fetiță. O să fie bine de acum înainte." "Din cauza ta." "Știu, Ned, știu și încă prea bine." Medwick își întinse picioarele și se uită la pantofi. "Sper că nu-ți închipui că sunt mândru." Adăugă după o pauză. "Opal ar vrea să te vadă înainte de plecare." "Va trebui să-i spui la revedere din partea mea și la fel și mamei. Plec cu trenul de 4:30. Medwick ridică ochii albaștri, îndurerați. "Sigur, ai dreptate, Ned," șopti el. "Dar, în sfârșit, pe Dumnezeul meu că ai dreptate." Se uită iar în jos spre pantofi. Ned Beaumont îl întrebă. "Ce ai de gând să faci cu aliații tăi nu prea credincioși? Să-i pui iar la respect sau poate s-au dat singur pe brazdă?" "Far și toți ceilalți fricoși?" "Da." "O să-i învăț ceva," spuse Medwick cu hotărâre, dar fără entuziasm și fără să-și ridice privirile de la pantofi. "O să-mi răpească 4 ani, pe care o să-i folosesc făcând ordine și creând o organizație durabilă." "Ai de gând să-i dai peste cap la alegeri?" "Da, și am să-i fac să sară în aer." "Shad e mort. O să las oamenii lui să conducă în următorii 4 ani. Niciunul din ei nu e în stare să facă ceva destul de solid ca să mă îngrijoreze. Data viitoare o să am orașul de partea mea și până atunci fac și ordine în partid." "Ai putea câștiga acum," spuse Ned Beaumont. "Sigur. Dar nu vreau să câștig cu lichelele astea." Ned Beaumont dădu din cap aprobator. "Trebuie răbdare și tărie. Cred că e cea mai bună soluție." "Asta e tot ce am," spuse Medwick nefericit. "Niciodată nu o să am minte." Încetă să se mai uite în jos la pantofi și și-a ținti privirile asupra căminului. "Trebuie să pleci, Ned?" întrebă aproape fără glas. "Da, trebuie." Medwick își trese glasul. "Nu vreau să par prost, Ned, dar mi-ar plăcea să știu că, indiferent dacă pleci ori nu, n-ai nimic împotriva mea." "Dar n-am nimic cu tine, Paul." Medwick ridică repede capul. "Dai mâna cu mine?" "Desigur." Medwick sări în sus. Îl opre Ned Beaumont de mână și i-o strânse până o strivi. "Nu pleca, Ned. Rămâi lângă mine. Numai Dumnezeu știe câtă nevoie am acum de tine. O să fac pe dracu în 4 să repar totul."
N-ai ce să repari în ceea ce mă privește, răspunse Ned Beaumont. Și o să... Ned făcu semn că nu. Nu pot. Trebuie să plec. Medwig îi dădu drumul și se așeză din nou posomorât. Ei, așa îmi trebuie. N-are nicio legătură. Nu-i vorba de asta, spuse Ned Beaumont cu un gest nerăbdător. Apoi se opri, își mușcă buzele și adăugă brusc. Janet e aici. Medwig îl privi uluit. Janet Harry deschise ușa de la dormitor și intră în living room. Avea fața palidă și trasă, dar se ținea dreaptă. Se duse spre Paul Medwig și spuse: Ți-am făcut mult rău, Paul. Am... Fața lui se îngălbenise. Sângele îi urca în obraz. Nu, Janet, zise el răgușit. Nimic din ceea ce... Urmă o mormăială neinteligibilă. Ea se retrase. Janet, pleacă cu mine, spuse Ned Beaumont. Medwig desfăcu buzele. Se uită prostit la Ned Beaumont în timp ce sângele îi dispăru din obraj. Când fața îi se făcu complet albă, murmură ceva din care se înțelese doar cuvântul noroc. Apoi se întoarse scângaci spre ușă, o deschise și ieși lăsându-o așa. Janet Henry îl privi pe Ned Beaumont care se uita drept spre ușă. Sfârșit.